أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, cu voia lui Allah, așa cum a pus și în anunț, vom vorbi astăzi despre tradiția profetului Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, despre sunnah. Acest subiect este un subiect, bineînțeles, foarte vast. Vom încerca, în timp scurt, să stabilim cele mai importante puncte legate de sunnah. Am primit de la frați, surori, nu știu, au avut discuții pe internet, nu am reușit să urmăresc. Am înțeles că au fost discuții, neînțelegeri, mă rog, sau dezbateri despre tradiția profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bineînțeles, astea tot timpul, aceste lucruri se repetă și ne întâlnim des cu astfel de chestiuni, mai ales în perioada aceasta. Inshallah, vom încerca să facem împreună un scurt rezumat legat de hadithuri sau de sunna profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. În primul rând, la început vom discuta ce este sunna. Toată lumea vorbește sunna, tipurile de sunna, hadith, relatări, athar și așa mai departe. Pe scurt, sunna sunt patru lucruri. Sunt vorbele profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, adică tot ceea ce a spus profetul Muhammad este sunna. Sunt faptele profetului Muhammad, tot ceea ce a făcut profetul Muhammad. De ce? Pentru că din start, odată ce este profet, toate faptele lui și vorbele lui, mai ales, că o să facem și o mică paranteză, ceea ce ține de legislație, de religie, de știința religioasă, toate aceste subiecte, fără îndoială că vor fi spuse, făcute de profet, sallallahu alaihi wasallam, în calitate de profet. Iar un profet, un ales al lui Allah, nu se poate să greșească. De aceea, în această privință, deci tot ceea ce a spus profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vorbele profetului. De exemplu, spune profetul sallallahu alaihi wasallam, Islamul a fost clădit pe 5 piloni. Mărturisirea, rugăciunea, postul, danie, pelerinajul. Aceasta este o relatare a profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam verbală. Este ceea ce a spus profetul sallallahu alaihi wasallam. Pe lângă ceea ce a spus profetul sallallahu alaihi wasallam, vedem și ceea ce profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a făcut. Nu a vorbit, faptele lui. Faptele lui de zi cu zi. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam trăia în familie, avea soție, avea prieteni, avea călătorea împreună cu ei, se duceau la bătălii, toate aceste aspecte din viața unui profet, care era în mijlocul oamenilor, au fost transmise mai departe de către cei din jurul lui. Și spuneau, l-am văzut pe profetul Muhammad, a făcut așa și așa. Aceste relatări sunt relatări ale profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam practice. Deci el n-a vorbit profetul, dar a făcut anumite lucruri. Și aici sunt foarte multe relatări. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunt foarte multe relatări. Și verbale ale profetului sallallahu alaihi wa sallam și practice. Nu intru în prea multe detalii. De exemplu, între relatările practice, cum spuneau companioni, profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam când se ruga, ridica mâinile așa. Sau când profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam intra în moschee, intra cu piciorul drept, ieșea cu piciorul stâng. Deci toate acțiunile pe care le făcea profetul și le vedeau cei din jurul lui, aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, acestea sunt considerate sunna. Un al treilea aspect, ceea ce profetul sallallahu alaihi wasallam a văzut la alții și a plăcut. Unele fapte pe care profetul era împreună cu ceilalți companioni,
Unul dintre companioni a făcut o faptă și profetul sallallahu alaihi wasallam a acceptat-o. Și a spus, mashallah, este bun, faceți și voi ca el. Sau a tăcut. Deci acest accept al profetului sallallahu alaihi wasallam poate fi verbal, adică să spună, mashallah, această faptă este bună, faceți-o și voi. Sau poate fi accept tăcut, adică s-a uitat și a zâmbit. De ce se acceptă acceptul profetului? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Am spus că este profet. Iar datoria unui profet este să intervină ori de câte ori este necesar. Ori de câte ori se întâmplă ceva greșit, are loc, știu eu, un lucru, o întâmplare, o faptă nedorită, neislamică, profetul automat are obligația să intervine și să corecteze acel lucru greșit, acea greșeală, acel păcat. Nu poate fi tăcut. De aceea, dacă profetul a tăcut la ceea ce a văzut, înseamnă că este un lucru ok. Este un lucru islamic. Nu contravine islamului. De aceea profetul sallallahu alaihi wasallam la anumite fapte a tăcut. Da? Și asta sunna sau acceptul tăcit al profetului sallallahu alaihi wasallam îl găsim în multe, multe relatări. Trece în relatări că profetul sallallahu alaihi wasallam a văzut așa și a zâmbit. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un companion a făcut așa așa în fața profetului și a zâmbit. În rest, profetul dacă vedea ceva greșit, automat avem foarte multe relatări în care profetul intervine, nu? Vine acel beduin, Allahu Akbar, face rugăciunea și se mișcă repede. A venit și l-a avertizat, nu așa se face rugăciunea. Repet-o. Stăteau la o masă și la un moment dat s-a dus mâncarea pe mijloc. Deci s-a pus un platou pe mijloc în care s-au adunat de jur împrejur mai mulți companioni să mănânce. Cum s-a pus mâncarea, era un copil care s-a grăbit, cum sunt copiii. A luat și de aici, a luat și de acolo, a luat de acolo, a luat de acolo. Se uita unde e carne, unde e mâncare, unde e, știu eu, ce aveau ei pe orez. Și profetul a intervenit chiar și la un copil și a spus, ia gulam, o copile, semmil, spune bismillah înainte să mănânci. Wakul bieminic și mănâncă cu mâna dreaptă. Wakul mimma yalik și mănâncă din fața ta. Nu ataca peste tot. Și e vorba de un copil. Și de aceea profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu ne putem imagina că el intervine decât dacă este un lucru greșit și nu ne putem imagina că profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam vede un lucru greșit și nu intervine. Acest lucru nu este în armonie cu statutul lui de profet. Deci avem până acum trei tipuri de sunnă. Ceea ce a spus profetul, ceea ce a făcut și ceea ce a văzut la alții și a acceptat. Indiferent că a aprobat dând din cap, făcând un semn, zâmbind, sau indiferent dacă pur și simplu a văzut acel lucru și a tăcut. Nu a comentat cu nimic. Toate aceste lucruri se consideră, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, că fac parte din sunna profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, din tradiția lui. Al patrulea lucru de care au vorbit savanții musulmani, făcând parte din tradiția profetului, a spus că este vorba de sâfa, de caracteristicile profetului, indiferent că vorbim cele fizice sau cele legate de etică morală. Adică, profetul era înalt, avea umeri lați, avea părul uneori și îl lăsa până la umeri, toate aceste caracteristici fizice, cum arăta profetul, toate aceste lucruri fac parte din sunna și celelalte, de exemplu, profetul când se întâlnea cu cineva zâmbea, îl primea zâmbind, când trecea pe lângă oameni saluta și restul de relatări care vorbesc de acțiunile profetului sallallahu alaihi wasallam, deci nu fapte neapărat în sine, dar caracterul lui, că era blând, că era răbdător, că era acestea l-au încadrat la fel cu savanții musulmani în ceea ce numim sunna. Deci, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunna sunt patru lucruri. Vorbele, faptele, acceptul, caracteristicile. Toate aceste patru lucruri se încadrează în ceea ce numim noi astăzi sunna, tradiția profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un alt lucru important, când ne uităm la profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vedem că are două părți profetul. Două chestiuni foarte importante legate de statutul său. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L-avem pe profetul Muhammad în statut de profet și l-avem pe profetul Muhammad în statut de om de rând.
Adică, sunt acțiuni, vorbe ale profetului pe care le-a făcut în calitate de profet. Acelea sunt sunna. Sunt lucruri pe care le-a făcut profetul sau comportament și multe alte care le-a făcut în calitate, pe care le făceau și Ebu Jehel și Ebu Leheb și ceilalți. Adică sunt lucruri normale pe care le făceau și credincioși și necredincioși. Și aici nu mă refer la păcate, bineînțeles că e exclus. Adică e vorba de toată lumea se încălța și profetul sallallahu alaihi wasallam. Diferența care este? Profetul încălța partea dreaptă, întâi piciorul drept, apoi piciorul stâng. Ceilalți poate nu respectau. Profetul se îmbrăca cum se îmbrăcau și oamenii de rând. Deci avem o latură a profetului, latură profetică, și aici e vorba de tot ceea ce a spus profetul în calitate de profet, adică legat de religie strict. Iar în această privință, noi avem obligația să-l urmăm pe profet sallallahu alaihi wasallam. De ce? Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah spune în multe versuri. Versete din Coran. Supuneți-vă lui Allah și trimisului său. Urmați-l pe Allah și pe trimisul său. Ascultați-l pe Allah și pe trimisul său. Și într-o altă, un alt verset în Coran. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Și ceea ce vă dă, vă dăruiește profetul, فَخُذُوهُ, luați-l. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ. Și din ceea ce profetul vă oprește, vă interzice, فَنْتَهُ, opriți-vă. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Și ceea ce vă dăruiește profetul, luați. Adică îndrumările profetului, poruncile lui, sfaturile lui, primiți-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. Și din ceea ce v-a interzis, opriți-vă. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Acest verset este foarte clar. Un alt verset în Coran, în care spune Allah subhanahu wa ta'ala despre profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. El nu vorbește vorbe goale, vorbe în vânt. In huwa illa in. El este, fără îndoială, huwa, el. Illa, numai și numai, wahyun, revelație, yuha, căruia îi se revelează. Deci tot ceea ce spune profetul sallallahu alaihi wasallam este revelație. Și aici nu vorbim numai de Coran. Vorbim de tot ceea ce a spus profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atenție mare, în calitate de profet. Ce înseamnă acest lucru? Profetul Muhammad are și alte vorbe, acțiuni în calitate de neprofet, de om. E firesc, era om. Nu era înger. Era om ca și noi. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Nu vorbește vorbe goale. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Da? Venim acum la latura omenească a profetului sallallahu alaihi wasallam. Sunt multe exemple. Mă scuzați. La una dintre bătălii, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam și-a așezat tabăra într-un loc. S-au așezat cu toți într-un loc. Nu vorba de bătălia de Bedr. A spus, aici așezăm tabăra armată. A venit unul de companion care era expert în război, privea lucrurile strategic. Și a spus, trimis al lui Allah, locul ăsta e ales de tine? De tine ca om? Sau este revelație de la Allah? Această alegere a ta este alegerea ta sau revelație de la Allah? Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Deci clar, companionii făceau diferență între statutul lui de profet și statutul lui de om. A spus, ai ales ca om sau ca profet? Dacă ai ales ca profet, dacă e revelație de la Allah, mulțumesc mult. Știu că este, că Allah are o înțelepciune. Dar dacă este alegerea ta ca om, eu zic nu. Haideți să ne așezăm strategic după izvoarele de apă. Astfel, noi lăsăm apa în spatele nostru, erau izvoare de apă în zonă. Lăsăm aceste izvoare în spatele nostru, noi avem acces la apă și dușmanul nostru nu are acces. Așa, dacă lăsăm izvoarele în fața noastră, mergem, luăm și noi, iau și ei. Hai să reducem din puterea lor, le tăiem accesul la apă. Și profetul sallallahu alaihi wasallam a spus, haideți.
O altă relatare. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, când au venit foarte multe bătăle de la Ahzab, foarte multe, de la Hendek, pardon, Ahzab, au venit foarte multe triburi, s-au adunat împotriva celor din Medina. Acum erau armata dușmană, număr foarte, foarte mare. Musulmanii din Medina care au ieșit să apere, au ieșit în afara orașului, dar erau și număr mic. Și toți erau speriați. Erau într-o situație în care, deci erau numeric copleșiți, din punct de vedere al numărului de soldați. La care a venit Salman al-Farisi, Salman Persanu, și a spus, trimis al lui Allah, îmi dai voie să-mi dai și o părere? Și a spus profetul sallallahu alaihi wasallam, da. A spus, noi când ne lovim de o armată mare, numeroasă, ca să reducem din acest handicap, din această diferență de... noi săpăm tranșee. Facem tranșee. Astfel, ei când vin, nu vin și ne atacă în putere și trec peste noi. La acele tranșee mă încetinesc, acolo noi suntem adăpostiți. Reducem din această diferență. Adică egalizăm un pic puterile. Și profetul sallallahu alaihi wasallam le-a poruncit tuturor companionilor și a spus să pasă tranșee. Aici iar era o alegere a profetului din punct de vedere al statutului de om. De aceea companionii veneau și întrebau, când vedeau că ceva este ilogic sau aveau ei altă privire strategică asupra acelui lucru, veneau și spuneau, trimisa lui Allah, hai să facem altfel. Dacă nu este revelat, dacă e revelație, nu mai discutăm, că știm că Allah ne vrea binele și așa este ok. Mai mult de atât, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, într-o zi când se plimba prin Medina, i-a văzut pe cei din Medina când palmierii, știți, curmalul este palmier. Când curmalul era în floare, are un fel de ciorchin așa. Când era în floare, luau de la copacul mascul flori și scuturau deasupra copacului femel. Ceva de fecundare, dintre polenizare, să spunem așa, da? O făceau manual. Se duceau, scuturau, știu eu, acel ciorchine de flori peste copac sau, mă rog, era o practică de-a lor. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi-a întrebat, ce faceți? Sunt polenizarea. I-a spus, lăsați așa. Lăsați așa. Oamenii au spus, gata, a spus Muhammad, lăsăm așa, au lăsat așa. Când au venit să culeagă curmale, niște curmale mici, fără niciun gust, deci, calitate foarte proastă. A trecut profetul și a văzut curmalele. Calitate proastă. Nu s-au făcut curmalele cum se făceau. Și a spus, ce s-a întâmplat? De ce s-a așa curmalele? Și a spus, trimis al lui, ne-ai spus să nu mai scuturăm, să nu mai polenizăm. Și uite ce. Și a spus, entu, voi, știți mai bine lucrurile lumești. Edrabi umuri duniacu. Adică voi aveți experiență în domeniu. El a vrut să zică profetul sallallahu alaihi wasallam că el le-a aruncat-o o întrebare. Dacă nu faceți acest lucru, ce se întâmplă? Dar ei din faptul că îl iubeau foarte mult pe profet sallallahu alaihi wasallam și țineau foarte mult la profet sallallahu alaihi wasallam, au crezut că acest sfat al profetului este pe bază de revelație. De aceea avem cuvintele sau ceea ce profetul sallallahu alaihi wasallam a făcut în calitate de profet și acolo وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, ceea ce vă dă Allah, trimisul lui Allah, خُذُوهُ, luați-l. Și avem unele chestiuni în viața profetului sallallahu alaihi wasallam, vorbe sau fapte, care le-a făcut în calitate de om. Le-a făcut în calitate de om. Distingem foarte bine între aceste două tipuri. E greu de zis? Nu este greu. Tot ce ține de religie, tot ceea ce profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbește de religie, de ritual, de adorare, de practicare religie, de etică, de morală, clar face parte din religie. Tot ceea ce vorbește de lucrurile lumești, aici studie. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a făcut aceste lucruri normale, lumești, ceea ce făceau și ceilalți, sau ceva ieșit din comun. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Deci ideea este, sper că este clar. În general, tot ceea ce majoritatea acțiunilor, sfaturilor, vorbelor profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chiar și acceptului, a fost din ceea ce privește statutul lui de profet.
Când ne uităm în relatări, vedem clar acest lucru. Asta este o latură. Acum, tipurile de relatări ale profetului Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Putem să împărțim relatările din mai multe aspecte. Eu acum mă refer strict la tipul de relatări care au ieșit din gura profetului sallallahu alaihi wasallam. În ceea ce a vorbit profetul sallallahu alaihi wasallam. Câte tipuri de relatări sunt? Aici sunt două tipuri de relatări, mari și late. Avem relatări ale profetului, pe care le numim hadis, da? Hadis, relatare. Și avem relatări sacre, hadisul qudsi. Care e diferența între relatare normală și relatare sacră? Hadis al-Qudsi. Hadis al-Qudsi este relatare sacră. Care e diferența între o relatare normală și una sacră? Aici savanții musulmani au avut interpretări. Au spus că relatarea sacră e așa, relatarea sacră. Au spus că relatările la modul general, relatările profetului sallallahu alaihi wasallam, sunt inspirații de la Allah subhanahu wa ta'ala. Numai că sunt redate cu cuvintele profetului sallallahu alaihi wasallam, care să fie pe înțelesul oamenilor de atunci. Iar relatările sacre au spus că sunt relatările care cuvintele aparțin lui Allah subhanahu wa ta'ala. Cuvintele aparțin lui Allah subhanahu wa ta'ala. Alții au spus că nu, relatările normale sunt relatările relatările sacre inspirației de la Allah, cuvintele de la profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pe când cele relatări inspirație cuvânt toate de la profet sallallahu alaihi wasallam. Eu tind să, sau eu, bineînțeles, studiind opiniile fiecărui grup de savanți care au vorbit despre aceste lucruri, vedem că relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, într-adevăr, fiind relatări, fiind vorba de revelație, de profeție, e vorba de revelație. Însă profetul sallallahu alaihi wasallam primea sensul de la Allah și reda cu cuvintele lui pe înțelesul oamenilor din jurul lui. Relatările sacre sunt cuvintele lui Allah subhanahu wa ta'ala. Numai că profetul ce face? Le relatează de la Allah subhanahu wa ta'ala. O să spuneți de ce. Cum se poate așa ceva? Noi știm că Coranul este cuvântul lui Allah pe care îl transmite profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De ce? Acum vorbim de relatări sacre pe care le transmite Allah sau profetul de la Allah. Care e diferența între relatare sacră și Coran? Acum eu mă întorc. Când studiem relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relatările sacre de care vorbim, de unde ne dăm seama că este o relatare sacră? Este diferită de celelalte relatări. Ne dăm seama prin faptul că profetul sallallahu alaihi wasallam spune Qale Allah, a spus Allah. Așa începe relatarea sacră. De aceea poartă și numele de relatare sacră? Pentru că profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam spune a spus Allah. Acum, ne putem imagina ca profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam să zică a spus Allah și să inventeze el cuvinte? Imposibil. Dacă zice a spus Allah, înseamnă că a spus Allah. Atunci o să întrebați care e diferența între relatare sacră și Coran? E diferență mare. Este diferență mare. Coranul este cuvântul lui Allah, da? Despre care pe care Allah a promis că îl va păstra așa cum este. Și vedem acest lucru clar. Iar hadisurile cuții sacre sunt cuvintele lui Allah, dar Allah nu a promis, alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, nu a promis că le va proteja. Doar Coranul a fost protejat de Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisurile cuții sunt precum și celelalte relatări, sunt printre ele relatări autentice, sunt discutate, cercetate și așa mai departe. Noi nu auzim de verset autentic, verset slab. Nu auzim de verset autentic, verset slab. Și aceasta vrea să ne arate Allah subhanahu wa ta'ala. Așa cum a trimis dinainte mesaje și au fost denaturate, așa se poate ca și mesajele pe care le-a primit profetul sallallahu alaihi wasallam, aceste relatări sacre, să le schimbe sau să umble mâna omului, însă Coranul e de neatins. Coranul este
miraculos. Deci, avem două tipuri de relatări. Relatări ale profetului, sallallahu alaihi wasallam, și relatări sacre, hadith cuții. Eu nu-mi imaginez un profet să zică, a spus cu tare și să vină el cu cuvintele lui. Nu se poate. Este imposibil ca profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam să facă o astfel de afirmație și să vină să inventeze el cuvinte, să îi le atribuie lui Allah subhanahu wa ta'ala fără să fi primit inspirație, revelație de la Allah subhanahu wa ta'ala. Iar Coranul este revelația pe care a primit-o profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam prin intermediul îngerului Jebrail. Și tot Coranul, profetul sallallahu alaihi wasallam nu a primit nici un verset din Coran, nici un verset din Coran în somn, când dormea. Toate versetele din Coran au fost revelate când profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam era treaz. Întrebările la sfârșitul lecției. O ia acum, inshallah. Deci, avem relatări profetice și relatări sacre. Relatările sacre, cum facem diferența dintre ele? Toate au venit, au fost spuse de profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numai că la relatările sacre, vedem la început, Qale Allah. Pe când la relatările profetice, direct profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam spune el. De exemplu, vine un companion și spune, trimis al lui Allah, dă-mi un sfat. Și spune profetul sallallahu alaihi wasallam, nu te supăra, la tăglap. Nu te înfuria. Pe când relatările sacre, profetul sallallahu alaihi wasallam începe cu, a spus Allah și spune relatarea. Dacă a spus profetul, a spus Allah, înseamnă că a spus Allah. Pentru că el nu vorbește vorbe goale. Și nu ne imaginăm un profet să mintă. Deci, am stabilit și acest lucru. Relatări profetice, relatări sacre. Am spus ce înseamnă un hadith, ce înseamnă o relatare. Diferența dintre Coran și relatare sacră. Diferența dintre Coran și hadith normal. Multe, mai multe detalii, dar eu încerc să dau esența. Pentru că timpul nu o să ne permită să intrăm în toate aceste detalii. Versetele din Coran sunt și ele de mai multe tipuri, dar nu facem referire aici la autenticitate. Tot ce ține de autenticitate sunt relatări, sunt versete autentice. Nu există un verset neautentic. Dar puterea versetelor, deci sensul pe care îl dă versetul în sine, poate fi sens direct sau indirect, puternic, sau mai multe sensuri. Adică sunt unele versete, Qul huwallahu ahad, spune, o Muhammed, Allah este unic. Nu ne imaginăm că sunt doi de Allah. Nu poate fi interpretat altfel. Allah este unul singur. Stop! Sunt unele versete care pot fi interpretabile. Cum vom vorbi pe viitor, inshallah, despre Isa a.s. Când spune mutawaffike. Mutawaffike are mai multe sensuri. Una dintre aceste sensuri este ați lua viață, a muri. Alta este moartea, dar nu face referire la moarte, ci face referire la somn. Pentru că profetul sallallahu alaihi wasallam vede o parte din somn, o anumită moarte. Are alt sens, care și-a luat toate drepturile. Și multe alte. Fitna, în Coran, de exemplu, cuvântul fitna. În limba arabă, cuvântul fitna are mai multe sensuri. Vine cu sensul de ispită, dezbinare, intrigă și vine și cu sensul de încercare, test, examen. Și atunci trebuie să alegem. Cum am dat exemplu la En-Nejmu wa Shajaru yasjudan. En-Nejm a spus că înseamnă stea. Wa Shajar, copac. În limba arabă. Dar am spus că copacul, stea, ce legătură între ele? Am studiat Nejm și am văzut că are mai multe sensuri și alte sensuri. Acum un om care a spus En-Nejmu wa Shajaru yasjudan, tu poți să spui tu ești kafir că n-ai dat sensul corect al Coranului? Nu. Omul s-a uitat în dicționar, s-a uitat în dex, a văzut că primul cuvânt, bine, dicționar limbii arabe, a văzut că primul cuvânt, sens al acestui cuvânt înseamnă stea și a dat acest, a interpretat astfel. Deci sunt unele versete, cuvinte în limba arabă, care au mai multe sensuri.
În cazul acesta, versetul poate fi interpretat în mai multe feluri. Înseamnă că Allah subhanahu wa ta'ala ne-a dat libertate de a gândi. Interpretează cum vrei. Nu este lucru foarte important, esențial. Și dacă ai interpretat așa sau așa, nu este o problemă. Nu îți dă o problemă dogmatică. Nu te scoate în afara Islamului. Deci Allah înseamnă că din start, subhanahu wa ta'ala, a vrut ca noi, unii să înțeleagă așa, unii să înțeleagă așa, unii să înțeleagă așa. Nu este o problemă. Nu trebuie să ne războim acum, eu am dreptate, tu ai dreptate. Ok, am putea face acest lucru pentru fiecare să-și întărească părerea, să-și argumenteze părerea. Dar asta nu înseamnă că eu am dreptate, tu ești nemusulman. Ești kafir, ești păgân, ești necredincios. Nu. Pentru că dacă acest lucru ne scotea în afara arii Islamului, Allah subhanahu wa ta'ala nu mai venea cu versete care pot fi interpretabile. Deci tot ce ține de dogmă este foarte clar. Nu mai poate fi interpretat. Dar din punct de vedere al autenticității, toate versetele din Coran sunt autentice. Venim la relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunt de mai multe tipuri. Sunt de mai multe tipuri, relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zeci de tipuri de relatări, pornind de la cele mai înalte în rang, în statut, sunt relatările al-mutawatira. Al-mutawatir înseamnă un hadith care este la rang de verset coranic. Adică, acest hadith nu poate fi respins. De ce? Pentru simplu fapt că a fost relatat de un grup mare de companioni, aceleași expresii, fără să se schimbe o literă sau o vocală, au fost relatate de un grup mare de companioni și de acest mare grup de companioni a preluat un alt grup mare de urmași ai companionilor și de la aceștia a preluat un alt grup mare de urmași ai urmașilor companionilor până când a ajuns la cel care a trecut acest hadis în culegere. Și aici, mutawatir ce înseamnă? Mutawatir înseamnă că nu se poate, este inimaginabil ca oamenii aceștia să se înțeleagă, să vină cu o minciună. Adică, de exemplu, oricare dintre noi are mai mulți prieteni. Acum vii și te întâlnești cu un prieten al tău din satul tău și zice localitatea ta, băi, am fost în București, în București ninge. Și tu îi zici, aia, minte asta. Pe drum te-ai urcat în microbus, te duci către oraș și zice unul din microbus, vorbea cu altcineva, băi, am venit din București, mamă, ce ninge în București. Asta e un om care nu-l cunoști. Și nu-ți imaginezi ca el să fie întâlnit, să fie înțeles cu alaltul, să vină să... El vorbește cu altcineva, tu nu ești în calculul lui. Pe deasupra auzi la radio, în București ninge. Deschizi televizorul, imagini că în București ninge, de exemplu. Sau te întâlnești cu altcineva care la fel, în București ninge. Deci ajungi la concluzia, băi, în București, într-adevăr, ninge. Dacă vine și spune un prieten al tău 2-3, spui, băi, ăștia s-au înțeles, au vorbit în telefon și vor să-mi facă mie o farsă. Te gândești că ar exista, există posibilitatea ca acești oameni să se fie înțeles, să te mintă. Dar când această posibilitate este exclusă, datorită faptului că acea relatare este redată de către un număr mare de companioni, da? Care s-au răsfirat, unii au plecat în Damasc, în Bagdad, în Egipt, în Yemen și în alte. Și toți au relatat și au transmis acest hadis mai departe, cuvânt cu cuvânt, așa cum l-au auzit de la profetul Muhammad. Și atunci aceste hadisuri nu sunt foarte multe, dar sunt la un nivel foarte înalt de autenticitate, mutawatir, așa cum sunt și versete din Coran și savanții musulmani chiar unii au spus, nimeni, niciun credincios nu are dreptul să respingă aceste hadisuri pentru că sunt autentice. Un grad, cel mai înalt grad de autenticitate. Acum venim și discutăm. Deci avem versete din Coran, le dăm deoparte, am explicat care e treaba cu ele. Venim la hadisurile profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acum, relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toate sunt autentice? Sau pot fi și relatări slabe? Am spus că sunt mai multe tipuri.
Sunt mai multe tipuri de relatări. Pe ce bază au fost stabilite aceste tipuri de relatări? Adică cine a stabilit că asta e relatarea autentică și asta nu este relatarea autentică? Relatările au fost transmise din generație în generație verbal. Așa cum a fost transmis și Coranul, din generație în generație verbal. Atât Coranul, cât și hadisurile au fost transmise din generație în generație verbal, nu în scris. Într-adevăr, în timpul Abu Bekr s-a scris Coranul, s-a adunat între două coperți și s-a lăsat acasă la soția profetului. Nu au luat cartea și au ținut-o în moschea din Medina și au citit Coranul din Coran. Nu. Au luat cartea, au adunat toate versetele din Coran între două coperți și au transmis mai departe verbal Coranul. Pentru că companionii memorau Coranul, ei învățau pe alții la rândul lor și alții la rândul lor și așa mai departe, până când au ajuns un număr foarte mare de companioni să memoreze Coranul. Din scoarță în scoarță. Deci Abu Bekr, când a venit Omar și a spus hai să adunăm Coranul, hai să adunăm Coranul, hai să adunăm Coranul, Abu Bekr nu a făcut acest lucru, a spus nu fac un lucru care nu a făcut profetul. Și a venit Omar și a încercat să-l convingă. Profetul când era în viață, revelația continua să vină, versetele. Și de aceea el nu le-a scris? Pentru că nu era o continuitate. Venea un verset, se încadra între versetele cutare. Veneau 5-10 versete și spuneau pune-le în capitolul cutare, între versetul cutare și versetul cutare. Așa cum îi transmitea Îngerul Jebrail. Când la bătălia de la Yemame au murit 70 dintre cei care memorau Coranul, Omar a venit hotărât la Abu Bekr și a spus 70 de cei care memorează Coranul au murit. Hai să adunăm Coranul între două coperți. Și atunci, numai atunci Abu Bekr s-a hotărât și au început să adune Coranul între două coperți. Dar au adunat cartea, Bismillah, și au pus-o în casa soției profetului sallallahu alaihi wasallam. Nu au adunat Coranul să citească din el. Coranul s-a transmis din generație în generație verbal. Relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam s-au transmis și ele din generație în generație verbal și practic. Pentru că inițial profetul sallallahu alaihi wasallam a interzis scrierea hadisurilor. Scrierea nu era răspândită. Majoritatea se axau pe memorare. Scrierea era mai puțin răspândită. Dar în același timp au existat unii companioni care își notau relatările și profetul sallallahu alaihi wasallam nu le spunea nimic. De ce a interzis profetul? Au spus savanții ca să nu se încurce versetul cu hadisul. Este imposibil de încurcat. Pentru cei care erau ași în limba arabă atunci, care memorau limba arabă, care știau foarte multă poezie în limba arabă, știau literatura arabă, știau versetele din Coran, pentru că Coranul este armonios, există o legătură, există o armonie între versetele din Coran. Pe când relatările profetului sallallahu alaihi wasallam nu au venit într-un mod miraculos. Adică nu au, ați auzit vreodată cineva să citească hadisuri precum Coranul, cu reguli, cu nu mai știu ce? Nu, pentru că hadisurile nu au venit într-un mod melodios, pe cum este Coranul. Și este foarte ușor să faci diferența între Coran și hadis pentru cei care au noțiuni de bază elementare și cât de cât cunosc limba arabă. Da, păi, ce să mai spunem de vechi arabi, de companionii profetului sallallahu alaihi wasallam, care pentru ei tot ce știau, transmiteau mai departe, memorau. Deci poeziile le memorau, între ei vorbeau prin poezie, aveau o putere de a memora foarte, foarte mare. Nu cum suntem noi în ziua de azi. Deci, însuși, relatările profetului sallallahu alaihi wasallam au fost transmise mai mult și verbal, dar și practic. Asta a dorea de fapt profetul sallallahu alaihi wasallam. Nu vrea ca companionul să stea să-și bată capul, să noteze hadisuri. El vrea ca ei să înțeleagă, să memoreze, să înțeleagă și să practice hadisul. Pentru că relatările profetului sallallahu alaihi wasallam le vedem foarte clar că sunt practice. Acum este întrebarea când au fost scrise relatările, dacă nu au fost scrise în viața profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. În primul rând, orice relatare, orice hadith al profetului sallallahu alaihi wasallam are două ramuri. Are partea de relatare în sine și are șirul înlănțuit de relatatori. De unde ne dăm seama că o relatare este autentică? În primul și în primul rând, șirul înlănțuit de relatatori. În primul rând, cel mai important aspect, cine a relatat acest hadith de la profet, când, unde, cum?
Și savanții musulmani, din prima etapă, pentru că profetul a avertizat că vor veni oameni care o să-i atribuie relatări false profetului sallallahu alaihi wasallam, a avut multe relatări în acest sens profetul, avertizări, savanții musulmani s-au trezit imediat cum au început oamenii, în timpul companiilor nu era această problemă, nu era această problemă, de ce? Pentru că existau companioni care știau relatările și au auzit la profetul Muhammed, dacă venea cineva și spunea, l-am auzit pe profet spunând nu știu ce, ziceau, cine ești tu? Stai, ce pregătire ai tu? Când ai stat mă tu la profet? Păi tu ai stat cu oile, ai stat cu, erai cu afaceri, erai cu comerț, nu erai dintre cei care scriau sau care stăteau tot timpul cu profetul Muhammed. Nu erai dintre elevii profetului. Hai încoace, testăm memoria. Îl luau de ceafă și îl duceau la Abu Bakr, la Omar, la Uthman, la Ali, la Abdullah ibn Mesud, la Abdullah ibn Omar, Abdurrahman ibn Auf și așa mai departe. La Ibn Abbas ziceau, uite așa, așa, așa a zis ăsta. Și veneau ei și corectau relatarea. De aceea, în timpul companionilor, treaba era foarte, foarte ușoară. Se știau cine sunt elevii de bază ai profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam și oricum companionii, nu ne imaginăm în viața lor oameni reintenționați. Pentru că ipocriții se știau. Ipocriții erau cunoscuți. Și ei nici măcar nu se preocupau de asta. Singurul lor interes lumesc erau banii. Era scopul lor lumesc să facă bani. Ei știau că nu pot păcăli pe companionii profetului. Și de aceea, în timpul profetului sallallahu alaihi wasallam, cei care într-adevăr relatau și erau preocupați cu viața aceasta, cu știința, dobândirea științei, erau cunoscuți. Pentru că tot timpul erau la moscheie, în preajma profetului sallallahu alaihi wasallam, tot timpul erau, îl însoțeau pe profet în călătorii și în toate cele. Și de aceea ei au ieșit la iveală vrând nevrând. Cum e Buhurăire, cum e Aisha radiallahu anha, care era împreună cu profetul sallallahu alaihi wasallam, trăiau în aceea, era soția profetului de fapt. Da? Cum erau ceilalți, Ali ibn Abi Talib, care era ginerile și vărul profetului sallallahu alaihi wasallam, cum era Cutare, care era tot timpul în preajma profetului sallallahu alaihi wasallam, și așa mai departe. A trecut generația companiilor și a venit generația urmașilor companiilor. Și în această generație au fost oameni sârguincioși, au fost mari savanți, care au luat de la companioni direct relatările. În această perioadă s-a răspândit scrierea. S-a răspândit, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S-a răspândit foarte mult scrierea. Și aici au început să scrie, savanții musulmani au început să scrie relatările. Și au început să cutreiere lumea. Unde e Abdullah ibn Mesud? S-a dus în Irak. Se duceau și luau relatări de la el. Unde este Cutare? Se duceau și luau de la el. Deci călătoreau, se ducea în Yemen, se ducea în Egipt, se ducea în Siria, în Bagdad. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unde auzeau că mai e un companion al profetului sallallahu alaihi wasallam, se duceau cu relatările și întrebau de la ei, ba chiar își corectau. Aveau relatările care luau de la un companion și de la acesta își întărea relatările și spuneam relatat de la Abdullah ibn Mesud și de la Abdullah ibn Omar. Da? Își întărea. Vedea Abdullah ibn Mesud ce a spus? Innamal a'malu binniyat. Abdullah ibn Omar ce a zis? Innamal a'malu binniyat. Amândoi au zis la fel. Deci are această relatare pe două căi. Doi companioni. Se ducea și la al treilea. Pentru că cel care relata companionul spunea, eram împreună cu profetul Muhammed și cu tare, când ne-a spus profetul așa. Și ei când auzeau acest lucru, eram în bătălia de la Bedr, eram la pelerinajul de Adio, călătoream către nu știu ce. Cine era acolo, se duceau și cutreierau și adunau aceste relatări. Adunau aceste relatări de la toți companionii. Deci a devenit o știință. Apoi au început să studieze și... De la ei a trecut la urmași ai urmașilor companionilor. Au început și ei la rândul lor, foarte mulți dintre ei, savanți, mari savanți, musulmani, studiau de la urmașii companionilor și studiau și alegeau cu atenție aceste relatări. Aici a început să se extindă și această știință, dar în același timp au apărut și cei care au început să mintă, să inventeze relatări. Au început să inventeze relatări. Pentru ei, cum descopereau aceste relatări? Era foarte ușor. Ei se știau foarte bine, sunt 10, 20, 30, 100 de savanți în domeniu, care ei
Dețin toate aceste relatări care au venit de la profetul Muhammad. Dacă eu aud de o relatare, mă duc și eu transmit, mă duc la X. Ai auzit-o? Nu am auzit-o. Mă duc la cel. Ai auzit-o? Nu am auzit-o. Ai auzit-o? Nu am auzit-o. Cine a spus această relatare? Pentru că automat toate relatările așa sunt. Deschideți orice carte de culegeri. Am relatat de la Cutare și el de la Cutare și el de la Cutare și el de la Cutare de la profetul Muhammad că a spus. Această știință nu există nicăieri. În nicio religie, în nicio cultură, în nicio civilizație. Să stai să enumeri, da, acest șir înlănțuit, să-i enumeri pe toți. Pe lângă acest lucru, i-au studiat pe toți relatatorii parte în parte. Sunt cărți întregi, volume scrise despre relatatorii de hadisuri. Cu detalii, cu amănunte. Nu ne permite timpul să le discutăm. De exemplu, vine și spune Ahmed ibn Muhammad, da? Un nume, un savant, a relatat de la profetul Muhammad. Are 50 de relatări. De la profetul Muhammad are 50 de relatări. Au venit savanții pregătiți în domeniu și au început să scrie, să adune aceste relatări în cărți. De exemplu, Imamul Malik are cartea lui Muatta. Este cel care a scris relatările, prima carte de relatări, în capitole de jurisprudență islamică. Adică vine Babu Tahar, vorbește despre curățenie, curățire, despre rugăciune, post, danie și așa mai departe. Post, toate relatările care le-a memorat legate de post, până la profet sallallahu alaihi wasallam. Toate relatările legate de rugăciune. A venit Ahmed ibn Hanbal și a scris Musned. Musnet adică ce? Vine cu un nume, companionul, de exemplu. Abdullah ibn Mesud, toate relatările lui. Cutare, toate relatările lui. Cutare, toate relatările lui. Și astfel s-au extins foarte multe cărți. S-au extins foarte, foarte multe cărți, pe care noi le numim Ummahat al-Kutub. Cărți mamă. De ce? Pentru că ceilalți au preluat de la acești savanți și au transmis mai departe sau au scris ei culegerile lor. Culegerile, cum este Riyad al-Salihin, pe care a scris-o Imam Nawawi. Imam Nawawi a cules și de la Bukhari și de la Muslim și de la Ibn Tir, de la Nisa'i, la Tirmizi, de la toți. Ideea este că relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam au fost studiate în detaliu, detaliat. Și au fost savanți care și-au dedicat viața pentru studiul hadisurilor. Unii dintre ei erau specializați în, numeau cutuburi rijal, bărbați, relatatori. Asta era specializarea lui. Și spune, Barin Erdin a relatat hadisuri, 50 de hadisuri la profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Viața lui, scrie toată viața lui. S-a născut în anul de, a acceptat islamul în anul de, a călătorit la pelerinaj în anul 2, 3, 4. În ce an a fost la pelerinaj? În ce an a fost la Mecca, la Medina, la Bagdad? De ce? Ca să știm de unde a luat relatările. Abdullah ibn Mesud, de exemplu, unul dintre companioni, sau nu dau nume, s-a desprins, a plecat din Medina și a trăit în Irak. Dacă acest companion, sau acest urmaș ai companionului, a trăit toată viața în Medina, cum poate să relateze el hadis de la Abdullah ibn Mesud, care a trăit în Irak? Nu s-au întâlnit niciodată. Și au început să scrie în cărți. Savanții care s-au întâlnit între ei. Savanții care au făcut pelerinajul anul de în același timp. Da? Aceeași scurt. Mă rog, tabacat și așa mai departe. Sunt multe, multe categorii. Le-au studiat viața detaliată a fiecărui companion, a fiecărui relatator. Ba chiar au spus. Mă, relat X, Ahmed, avea o memorie foarte puternică. Nu uita nimic. Da? Până la vârsta 60 de ani, când a suferit un șoc sau nu știu, a început să uite. Iar toate relatările după 60 de ani, automat cad în grad. De ce? Pentru că era perioada când a început să uite. De unde știu eu care sunt relatările care le-a relatat după 60 de ani? Le-au scris și pe acestea. Ne-au dat totul mură în gură. Le-au scris și pe acestea și ne-au oferit totul mură în gură. Ăsta după 60 de ani a început să uite. X, dacă s-a adeverit că a mințit, este șters din toate, peste tot, unde aud numele lui, nu acceptă relatare. Din stat spun, relatare slabă. Căutăm alte căi. Dacă a fost relatat și de alții, și mergem pe acea rută, pe acea cale.
Să vedem. Unii savanți au spus că Cutare era, nu avea memoria foarte, foarte bună, dar era un bun scriitor. Nu rata nimic. Și acceptă toate hadisurile pe care le-a relatat Cutare în scris, nu memorat. Tot ceea ce a scris el, se acceptă. Mă rog, până ce s-a ajuns ca să studieze detaliat viața lor. Deci dacă erau oameni, în timpul lor era o rușine, adică în societatea în care trăiau, erau oameni care umblau cu capul acoperit. Iar cel care umbla cu capul descoperit era văzut ca fiind un, da, excepție de la... Sunt și la noi în ziua de azi care unii oameni când vezi toți se feresc de el. Da, are tunsoarea, nu știu ce, care părul, nu știu cum, care, nu mai știu ce. Nu vreau să dau detalii. Deci, ideea este că dacă unul dintre ei umbla fără capul acoperit, nu-i mai acceptau relatările. Și nici mărturia. Unul s-a dus să relateze, a auzit de un savant care cunoaște hadisuri. S-a dus să ia hadisuri de la el. Deci ei luau de la cât puteau și căutau mai mult de atât. S-a dus să ia relatări de la acesta și l-a văzut pe acesta cum ținea în poale așa și își chema calul. Ținea așa haina și zicea, bur, 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 mă rog, calul, Cămila Măgaru, ca și cum ar avea în boabe, grăunțe, în poale și îl chema, a venit animalul și când a venit animalul la prins de frâu, frâu și s-a uitat că nu avea nimic, îl păcălea pe animal. Și a spus, asta dacă păcălește animal, ne păcălește și pe noi, a respins. Nu a mai luat relatările lui și nu l-a luat în seamă. Deci, relatările profetului Muhammad au fost studiate cu foarte mare, mare atenție. Apoi, deci noi vorbim numai de relatatori. Deci sunt foarte multe. Cine a fost? Cum a fost? Cum îl cheamă pe ăla? Care este porecla lui? Care sunt copiii lui? Cum? Ahmed ibn Hanbal spune că memora 1000 hadisuri. 1.000.000 de hadisuri. Știa pe de rost și l-a pus pe fiul lui, Abdurrahman, să memoreze 10.000 de hadisuri. Toate acestea sunt scrise, deci nu le inventez eu. L-a pus să memoreze 10.000 de hadisuri și apoi a spus, gândiți-vă că pune să memoreze, am relatat de la X, de la Y, de la Z, de la, că profetul a spus. Și după ce a memorat copilul 10.000 de hadisuri, a spus, toate sunt slabe. Și tatăl de ce m-ai obosit? De ce m-ai obosit? Spui ca să știi cele care sunt relatările autentice. Cărțile de relatări, culegerile de relatări, sunt împărțite și ele în categorii. Sunt cele două sahihuri, Buhari și Muslim. Apoi vin Kutubu Sitte, cele 6 cărți. Apoi vin cele 9 cărți. Aceste 3 categorii sunt cele mai importante culegeri de hadisuri ale profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buhari și Muslim, cele 2 cărți de relatări ale profetului sallallahu alaihi wasallam, sunt cele mai autentice, s-au numit sahihin, cele 2 sahihuri, cele 2 cărți autentice. Ce înseamnă acest lucru? Deci, din timpul lor, din timpul lui Buhari, până în ziua de azi, toți savanții au acceptat aceste cărți ca fiind cele mai autentice cărți de relatări ale profetului Muhammed. Asta ce înseamnă? Orice hadis care trece în Buhari este autentic 100%? Nu, au fost savanți care au discutat unele hadisuri, dar sunt în număr foarte mici. 10-15 hadisuri care au fost discutate savanții musulmani, au trecut prin filtre și au spus că astea, adică cei care s-au ocupat de analizarea și cercetarea și studiul detaliat al relatărilor, au spus că aceste 14 hadisuri sau 10 hadisuri sau 15 hadisuri sau 20 de hadisuri nu sunt la același nivel de autenticitate. Eu vorbesc la faptul că cărțile lor au fost acceptate de toți savanții musulmani, generații din generații, de ce au spus că există consens. Ejma al umme. Există consensul ummei în privința acestor 2 cărți. Atât Buhari cât și Muslim memorau sute de mii de hadisuri, iar în cărțile lor din sute de mii de hadisuri au adunat și au colectat cele mai autentice relatări. Și au ales din sute de mii de hadisuri doar în jur de 7.000 Buhari. 7.000 cu cele care se repetă. În realitate, hadisurile, așa, în jur de 4.000 și ceva de hadisuri în Sahih Buhari. Deci vorbim de oameni și Buhari a scris cartea în 10 de ani.
Și pentru fiecare relatare pe care, după ce a studiat-o și a studiat toți relatatorii și așa mai departe, făcea două rugăciuni de istihară și apoi scria hadisul în cartea lui. Și de aceea au fost acceptate, din generație în generație, au fost acceptate aceste cărți de toți savanții musulmani ca fiind cele mai, au fost recunoscute ca fiind cele mai autentice cărți după Coran. Deci Coranul e discutabil. Nu bine știți. La fel și cele mai importante după Buhari și Muslim sunt Kutubus Sitte, în care sunt încadrate cele șase cărți, în care sunt și Buhari și Muslim, plus alte patru. După urmează cele nouă cărți și sunt multe altele. Ceea ce spuneți voi, Riyadul Salihin nu se consideră dintre cărțile mamă. Pentru că Buhari, orice hadis care relatează, spune, l-am relatat de la profesorul meu, îl cheamă așa, el de la cutare, cutare, el de la cutare, de la companion, de la profet, sallallahu alaihi wasallam. Deci pentru fiecare relatare trebuie să existe un șir înlănțuit până la profet, de la autor până la profet, pentru fiecare relatare. Aceasta este numită carte mamă. Eu dacă vine ziua de azi și scriu o carte de relatări, da? Mă duc și deschid în Buhari, iau 10 hadisuri și scriu acolo, a relatat X de la nanana, sau hadis, a spus profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relatat de Buhari. Eu nu pot să relatez de la Buhari, că între mine și Buhari sunt sute de ani. Nu este considerată carte mamă. Este o culegere de relatări, așa cum este a lui, al imamului Nawawi. Bine, imamul Nawawi are relatări până la profetul sallallahu alaihi wasallam. Sunt convins că are. Fiecare savant a avut relatările lui până la profet. Până și în ziua de azi sunt oameni care au șir înlănțuit în privința unor relatări până la profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, așa cum este și în privința Coranului. Așa cum este și în privința Coranului. Deci aceasta este o știință vastă. Problema multora este că ei habar n-au de aceste științe. Habar n-au de studiul savanților musulmani. Habar n-au de cât s-au dedicat ei pentru a cerceta, analiza relatările profetice sallallahu alaihi wasallam. După ce au analizat, deci partea de metn, adică sensul hadisului în sine, după ce au discutat partea de sened, sened înseamnă șir înlănțuit până la profet, naratorii, cei care au relatat, mă rog, acum vine partea de metn, ce spune hadisul în sine? Ce a spus profetul? Sau ce a făcut? Și aici, la fel, sunt condiții, nu acceptă orice hadis. Dacă toți care au relatat hadisul sunt ok, s-au cercetat, mă rog, așa, vedem și hadisul în sine ce spune. Hadisul, fiind o treaptă mai joasă decât Coranul, nu poate contrazice Coranul. Există o legătură armonioasă în Coran și în hadis, între Coran și hadis. Dar această legătură nu poate fi una contradictorie. Dacă este contradictorie din stat, hadisul le zboară. De ce? Coranul nu este autentic. Nu te oate 100%. Deci Coranul, nu pot să pun în umbra îndoielii un verset din Coran pe baza unei relatări. Dar problema unde este? Problema este că mulți dintre musulmani, cei de rând, citesc un hadis și zice, hadisul ăsta contrazice versetul ăsta, o, verset e bun, hadisul arunc la coșul de gunoi. Stop, frână. Studiază-le pe amândouă. Există o armonie între relatări și... Sunt unele relatări care detaliază versetele. Sunt alte relatări care versetul vine la modul general și acesta stabilește. Sunt unele relatări care stabilesc ceea ce nu a fost menționat în Coran. Se poate? Da, se poate. Sunt relatări care au stabilit, relatarea autentică care a stabilit ceea ce nu a fost menționat în Coran. De aceea, Coranul și Sunna sunt două surori pe care nu le putem despărți. Iar cel care spune, eu le despart, acela va pierde jumătate din Islam. Adică tot Islam, pentru că Islam nu poate fi împărțit, nu poate fi diminuat, cum a spus în una dintre lecțiile precedente, când a spus că Islamul nu poate fi diminuat. Pentru că tu automat, când respingi relatările, profetul sallallahu alaihi wasallam ce a spus înainte să părăsească această lume, v-a lăsat două lucruri. Atât timp cât veți fi, vă ține strâns de ele, nu veți rătăci niciodată. Coranul și tradiția mea. Coranul și tradiția mea. Și de aceea există o legătură armonioasă între cele două. Timpul nu ne permite să dăm multe detalii, să intrăm în detalii, poate la o altă lecție. Dar, de exemplu, sunt și lucruri, de exemplu, aurul și
Noi știm cu toți, spunem că aurul și mătasea este interzisă bărbaților. Arătați-mi un verset în Coran care spune acest lucru. Arătați-mi un verset din Coran. Cu toții facem rugăciune de 5 ori pe zi și la rugăciunea de dimineață facem 2 rechiaturi. Sunnă și 2 rechiaturi fard. Arătați-mi un verset din Coran care spune că 2 rechiaturi sunnă, 2 rechiaturi fard. Coranul a spus, rugați-vă dimineața. A venit hadisurile și a arătat cum să ne rugăm. A venit profetul și a arătat. Eu dacă renunț la relatări, eu nu știu să mă rog după Coran. Eu nu știu să mă rog după Coran, pentru că Coran nu mi-a explicat ce spun la rucu, ce spun la sejde. Iar cei care despart cele două surori vin cu aberații de la ei și spun nu, că practica profetului a fost transmisă. Și practica de cine a fost transmisă? De cine a fost? De oameni? Da. Păi voi de ce ați respins relatările care au fost transmise de oameni și veniți și acceptați că practica profetului a fost transmisă de oameni? Nu vă contraziceți? Dacă vii și îmi spui că practica a fost transmisă de îngeri, dacă zici că a fost menționată în Coran, te cred. Îi zic, bă, poate are dreptate. Dar tu vii și respingi relatările, că domne, că relatările le-au fost transmise de oameni și Coranul de cine a fost transmis? De cine a fost transmis Coranul? Un lucru important. Un lucru important. De ce unii oameni resping relatările? Le resping din ignoranță pentru că nu cunosc toate detaliile. Resping din faptul că vor peste noapte să devină mari savanți și nu mai are timp să stea să studieze hadisul. Și când vii și îi spui, măi, spune profetul așa, el stă și s-a ciocnit în cap, n-a auzit de relatare și n-are cum să studieze. Și nu-mi placă, nu, relatările nu au treabă cu islamul. De ce? Pentru că el cade în rang. Adică e vorba de intenție, e vorba de interes. Studiază, domne, hadisurile, citește Coranul, învață Coranul, studiază relatările profetului, învață-le, cercetează, analizează, stai 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, studiază și apoi vină și dă-ți cu părerea. Dar tu, ieri te-ai fost musulman, azi vrei să te autodeclari imam și șeh și savant și nu mai știu, muftiu și nu mai știu ce și vrei să-i păcălești pe oameni? Îți bagi joc de religia lui Allah? Tu vinzi cuvintele lui Allah pe bani de nimic. Deci sunt oameni ignoranți, sunt oameni care nu mai au răbdare să dobândească știința, dar vrea să aibă un statut în societate și sunt oameni răintenționați. Adică, omul vrea să divizeze. Vrea să facă stricăciune. Pe scurt, ceea ce nu realizează unii musulmani este faptul că azi, dacă punem în umbra îndoielii relatările profetului sallallahu alaihi wasallam, le-am făcut pe plac dușmanilor islamului, pentru că mâine vor veni și vor pune în aceeași umbra îndoielii și Coranul. Pentru că și Coranul a fost transmis de relatatori. Coranul a fost transmis verbal. Așa cum a fost transmisă și sunna. Coranul nu a fost transmis în scris. Înțelegeți ideea? Azi pun la îndoială hadisurile, conving 50, 60, 70% dintre musulmani. Vin cu fel de fel de invenții, zic Coranul, 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 ceea ce fac coraniștii în ziua de azi și nu realizează ei. Și mâine o să vină și o să anuleze și Coranul și o să facă un islam după pofta lui. Eu așa cred. Mie așa, mi se pare că este corect islamul. Bineînțeles, acest lucru nu se va întâmpla. Acest lucru nu se va întâmpla niciodată cu voia lui Allah, pentru că Allah a promis inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun. Într-adevăr, noi am coborât Coranul și noi îi vom fi păzitori și noi îl vom proteja. Văd multe discuții, multe, fiecare postează ce vrea, fiecare vorbește ce vrea, mă doare capul. Cum își permit unii oameni care habar n-au de islam, care abia ieri au citit o carte, au prins în mână o carte de islam și azi vin și își dau cu părerea în materie de islam? Oamenilor, fiți cu frică de Allah subhanahu wa ta'ala. Mari savanți musulmani au stat și au așteptat până la 40-50 de ani. Până când a stat și ea, a tocit scaunele și covoarele pe la moschei, învățând de la savanți. Și abia atunci au venit și au început să vorbească, să transmită mai departe relatări. Și noi peste noapte vrem să devenim mari savanți și să avem nu știu câte like-uri și nu știu câte distribuiri și numai nu știu câte, nu știu ce. Deci nu uitați, Allah ne știe intenția, știe ce este în sufletul nostru și știe ce ne dorim.
Dacă tu faci un lucru de dragul lui Allah, vei fi răsplătit. Dacă o faci de dragul sufletului tău, că vrei tu să ai aplaudați, atunci nu uita, nu uita că există și ziua în care vom da socoteală. Și atunci nu ne mai ajută aia care ne-au aplaudat în dunia. Din potrivă, o să zică, ăsta ne-a învățat. Și ți-asum și păcatul lor și socoteala lor. De aceea, timpul ne presează. Știu că este un subiect foarte important. Trebuie discutat în mai multe lecții. Eu nu vreau să vă rețin prea mult. O să mai fie și întrebări și răspunsuri. Pentru că într-o oră să vorbești despre aceste lucruri este foarte, foarte dificil. Este foarte, foarte dificil. Cei care vor să studieze, cei care vor să învețe, sunt cărți. Indicat este în limba arabă. De ce în limba arabă? Pentru că în alte limbi noi citim sensurile, nu relatările. Sensurile acestor relatări, așa cum le-a înțeles cel care le-a tradus. Și de aceea, important este să le citim în limba arabă. Atât timp cât nu cunoști limba arabă foarte bine, sau limba arabă la un nivel cât de cât să știi, să cercetezi, să citești relatarea, ai două cuvinte, trei cuvinte, să le cauți într-un dicționar, să știi ce sensuri pot avea acele cuvinte, să știi savanții în domeniu, cine a vorbit despre, cine a relatat hadisurile profetului, cine este cel care a analizat aceste hadisuri. Iar pentru ideea voastră, cele proprietarii celor șase culegeri de hadisuri, nici unul dintre ei nu este arab pur. Tubusite, Buhari, Muslim, Nisai, Tirmizi, Ibn Majah, Abu Daud, niciunul nu este arab. Muslim este, are în strămoși arab, dar niciunul nu este arab pur, pe când ceilalți cinci sunt nearabi. Da? Adică nu trebuie neapărat să fii arab ca să cunoști islamul. Eu nu zic acest lucru. Profetul sallallahu alaihi wasallam spune, innama al-arabiyyatu lisan. Araba este limbă. Cine vorbește arabă este arab. De aceea, nu este nimic pierdut. Oricine dintre voi poate învăța limba arabă și poate deveni cunoscător al limbii arabe mai bun decât arabii în sine. Acest lucru este un dar de la Allah subhanahu wa ta'ala, îi dăruiește cui voiește și cui caută și se străduiește. Știința așa este. Dacă te străduiești, dacă cauți, dacă ești bine intenționat, dacă te rogi la Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Shafi spune, sunt șase condiții ale științei. Să călătorești pentru ele. Da? Sunt mai mulți factori. Să fii devotat, să o faci pentru Allah. Nu pentru ca să ai aplauzi pe oameni, să ai nu știu câte like-uri sau nu știu câte share-uri sau nu mai știu bani în conturi și așa mai departe. Da? Deci, cei care s-au preocupat de relatările profetului Muhammad, care l-au memorat și le-au transmis mai departe, mulți dintre ei nu au fost arabi. În ziua de azi, dintre contemporani, cei care au analizat relatările profetului sallallahu alaihi wasallam sunt cei mai renumiți sunt doi albanezi. Sheikh Albani și Shuaib Arnaut. Sheikh Albani, Nasruddin Albani și Shuaib Arnaut, care sunt de origine albanezi. Dar în ziua de azi, orice savant musulman actual vrea să dovedească o relatare este autentică. Se întoarce în timpul lui Zehbi, lui Ibn Hajar al-Asqalani și așa mai departe, dar în ziua de azi cei care au analizat aceste relatări sunt albanezi. Deschideți internetul și studiați cine este Nasruddin Albani și cine este Shuaib Arnaut. Deci sunt albanezi care au emigrat în țările arabe, au trăit acolo, au învățat acolo. În Siria, de acolo au trăit în Iordania. Alhamdulillah, am avut ocazia să mă întâlnesc cu unul dintre ei, cu Shuaib Arnaut. Așa Allah, îl întreb de un om, un relatator de hadis, spune toată istoria lui. Îl întreb de o relatare, spune este relatat în Buhari, în Muslim, știe unde este relatată, știe cum a fost. Așa Allah, spui că e calculator. Deci nu e neapărat că gata, noi trebuie să luăm neapărat știința de la arabi. Nu, știința este un dar de la Allah subhanahu wa ta'ala, îi dăruiește cui voiește. De aceea nu cădeți în plasa coraniștilor. Puneți mâna pe inimă și stați
sincer în fața lui Allah și nu cădeți pradă coraniștilor, pentru că mulți dintre ei nu sunt reintenționați. Dar o fac din ignoranță, o fac din neștiință. O fac din faptul, din prisma faptului că cel cu care a stat și a discutat și a băgat aceste idei în cap, era foarte bine pregătit în a face fitna și în a dezbina, iar el nu era la fel de bine pregătit în bazele științelor pe care trebuia să le studieze. Un islam fără sunna nu se poate. Un islam fără sunna nu se poate. Și atunci ce facem? Trăim un islam după Coran? Eu îi rog pe coraniști, da? Sunt de acord cu tine, dar trăiește islamul după Coran, numai după Coran. Dacă tu ai respins sunna, nu vii la mine și îmi spui că la rugăciune citești așa, că așa trece în sunna. Nu. Citește, trăiește numai după Coran să vedem. Imposibil. Nu poți să te rogi, nu poți dai zecheat, nu poți să faci pelerinaj. Bazele islamului sunt explicate în sunna profetului sallallahu alaihi wasallam. Toți cei care se împotrivesc tradiției profetului sallallahu alaihi wasallam au o problemă mare. Allah să ne ferească să fim dintre cei care resping. Eu nu vreau să spun că toate relatările profetului sunt sacre, sunt... Nu! Studiem, cercetăm, analizăm. Noi nu putem. Au făcut-o savanții. Cercetăm ce au făcut ei. Ne întoarcem la studiul lor. Sunt cărțile lor scrise. Sunt programe pe internet care îți oferă tot un mură în gură, relatarea, scrie acolo o parte din relatarea în limba arabă și ți apare cine a relatat, în ce cărți trece, ce au spus savanții musulmani despre ei. Deci este o știință foarte, foarte, foarte vastă. Nu, nici nu vă trece prin cap, nu vă imaginați. Numai această știință, știința rigeal, a relatatorilor, a naratorilor, a bărbaților, cum au numit-o, această știință nu există nicăieri. Și este imposibil de realizat. Acest lucru a fost realizat prin sudoarea frunții savanților, care și-au dedicat viața relatărilor. Și astfel au reușit să ne transmită nouă relatările după ce le-au trecut, le-au cernut și le-au oferit. Au spus, după părerea mea, după studiul meu, cercetarea mea, după cât m-am zbătut, aceasta este o relatare autentică și aceasta este o relatare slabă, aceasta este o relatare inventată despre care profetul ne-a avertizat. Da? Și așa mai departe. Deci mare, mare grijă. Dacă aveți îndoieli în privința acestor lucruri, intrați și discutați cu oameni pregătiți în domeniu. Cercetați relatările, cercetați ce au spus sau cum au studiat savanții musulmani. Din păcate, în limba română nu avem astfel de materiale. Nu avem astfel de materiale. Nici în celelalte limbi, cred că nu prea sunt prea multe. Dar aceasta este situația. Știința nu se dobândește peste noapte. Nu învățăm religia dormind picior peste picior. Savanții musulmani, Allah să fie mulțumit de ei, ne-au oferit tot un tavă. Noi trebuie să avem respect față de acești savanți. Noi trebuie să avem respect față de acești savanți. Nu acum Buhari, care a memorat 500.000, 600.000 de hadisuri, a stat 30 de ani și mi-a scris 4.000 de hadisuri. Cele mai autentice, după ce a studiat și a cercetat și a renunțat la dunia. Se mulțumea cu ce găsea să mănânce, da? Nu a alergat după bunurile lumești. Ca să ne transmită nouă tradițiile profetului în cea mai autentică stare. Vin eu și zic, cine-i mă Buhari ăla? Cine-i mă muslim ăla? Dar cine ești tu? Cine ești tu care nu ești în stare să citești două rânduri din Coran pe de rost într-un mod corect? Vii și te ridici la nivel de și zici, cine-i mă Muhammad Ali? Hai să intrăm în ring. Noi, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam și înainte de profet, Allah ne-a învățat să respectăm știința. Să-i respectăm pe savanți. Hel yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Nu sunt egal cei care știu și cei care nu știu. Innama yakhsha Allaha min 'ibadihi al-'ulama'u. Într-adevăr, cei care au adevărată frică de Allah sunt savanții. Cine ești tu X, Y să pui la îndoială? Ai respect măcar față de străduința acelui savant. Eu nu zic că el este sfânt, e înger, nu a greșit. Oricine greșește, și eu greșesc, toți greșim. Da? Nu există nimeni care nu greșește. Singurul ma'asum care nu greșește este profetul. Este trimisul, alesul lui Allah. Profeții nu greșesc.
pentru că sunt aleșii lui Allah. În materie de transmitere a mesajului nu greșesc. Nu o să stea profesor să zică, stai că mă uit la meci, nu-ți transmit, n-am timp de să stau să discut cu tine de relatări sau să-ți răspund la întrebare. Nu există. Hobby-ul lui este acesta, a transmite mesajul. Nu ne face cinste, nu ne face onoare, nu ne ridică în slăvi, nu ne ridică faptul că, dacă mă întreabă cineva și nu știu să-i răspund, asta nu înseamnă că, vezi, Doamne, că eu sunt bătut în cap, sunt înapoiat sau nu știu ce. Nu, să nu vă gândiți așa. Dimpotrivă, responsabilitatea unui verdict greșit, unui răspuns greșit, este mult mai mare. Și de ce mai bine te ferești să greșești ceva decât să vii și să te umfli în pene și să greșești. Mai bine stai în banca ta și nu ai responsabilitate, nu dai socoteală. Aceea, bine, sunt multe, multe de spus, cum am spus. Coranul și Sunna sunt două surori pe care nu le putem despărți. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, înainte să părăsească această lume, ne-a lăsat o moștenire și a spus, vă las două lucruri. Atât timp cât vă țineți strâns de ele, nu veți rătăci niciodată. Coranul și Sunna. Putea să zică profetul sallallahu alaihi wasallam, Sunna, sunt relatări, lăsați-le deoparte, trăiți Coranul. Și rezolva problema. Dar le-a spus, v-am lăsat Coranul și Sunna. A spus, v-am lăsat companionii mei. Fiecare dintre ei este precum steaua de pe cer. Pe care îl urmați, veți fi drept călăuziți. Companionii au brevet certificat de la Allah subhanahu wa ta'ala că sunt buni îndrumători călăuziți. Ghid. Vrei să te duci în Amazon, în pădure? Ai nevoie de ghid zonal, nu? Vrei să dobândești științele islamului? Ghizii nu știe asta. Spune profetul, nu spun eu. Vă sub ashabii. Nu înjurați pe companionii mei. Și așa, mai departe, multe, multe alte lucruri. De aceea, Coranul fără Sunna nu se poate. Amândouă se întregesc. Amândouă se explică. Amândouă se unesc și vin cu această minunată religie, cu acest minunat mesaj și miraculos mesaj pe care l-a trimis Allah subhanahu wa ta'ala. Eu mă opresc aici. Știu că v-am răpit mai mult din timp. Mă opresc aici. Erau mai multe de discutat, dar timpul ne presează, nu ne permite. Trebuie aceste lucruri să le dezbatem mai multe lecții. Am încercat să adun mai multe idei, să le exprim într-o singură lecție. Știu că poate nu am reușit, pentru că este imposibil. Este imposibil de reușit. Și de aceea, Inshallah, eu mă opresc aici, aștept întrebările, au fost unele întrebări, dar cum am spus de la început, la întrebări răspundem la sfârșitul lecției, Inshallah. Lasă să vă răsplătească înainte de a trece la. Și vă rog, dacă se poate să facem o convenție. Dacă am fi la lecție într-o sală de curs, nu ne-am permite să ne întrerupem, să ne scriem bilete sau să ne adresăm unii altora. Haideți să încercăm să păstrăm această etică, să notăm. Avem în sfârșit întrebări și ne stau filmat în viață, nu suntem nimeni ofensat, suntem atât totuși. Da, sunt perfect de acord. Atât timp cât venim și ascultăm, vrem să învățăm împreună, dacă stăm și discutăm între noi, am pierdut totul. Și acesta nu este respect față, nu vreau respect pentru mine. Este respect față de știință, de hadisuri. Vorbim de relatările profetului sallallahu alaihi wasallam. Știm foarte bine ce a spus imamul Malik atunci când a făcut tefsirul versetului la tarfau aswatakum fawqa sawti an-nabi. Nu vă ridicați voce deasupra vocii profetului sallallahu alaihi wasallam. Să încercăm să respectăm această etică, inshallah. Cam asta fac și cei care nu au habar de islam, urmăresc canalele pe YouTube, pun la îndoială orice și apoi vin să certe cu noi. Cât timp nici ei, nici noi nu știm arabă, cel mai bine să ne abținem și să ne apucăm de învățat. Nu voi mai vorbi despre islam cu ei, pentru că 20 de ani, dacă mai citesc tot, nu o să știu destul. Cel mai bine să ne rugăm pentru ei să ne deschidă. Eu nu zic să nu. Fiecare dintre noi poate intra și studia. Deci se poate ca oricare dintre voi să fiți într-un domeniu, a studia doar un domeniu, să-l cercetați foarte amănunțit și să fiți mai pregătiți în domeniul acela decât cel mai mare savant care există în ziua de azi sau de
cel mai renumit savant care există în ziua de azi. Dar, cum am spus, căutarea științei este obligatorie pentru fiecare musulman și musulmană. Din leagăn până în mormânt. Cum a spus-o profetul sallallahu alaihi wasallam, noi tot timpul avem ceva de învățat, să încercăm să transmitem mesajul lui Allah mai departe, vorbim cu oamenii, vorbim în cel mai frumos mod, dar când nu am informație, nu am cunoștințe de un subiect, atunci mă abțin. Trebuie să știu, să zic, nu știu, mă interesez, cercetez, caut. Amin. Allah să ne răsplătească pe toți, inshallah. Nu să ne răpiți din timp. Inshallah, eu sunt convins, dar nici nu putem duce prea mult. Mai mult de o oră deja devine obositor, poate. Inshallah, Allah să ne răsplătească pe toți cu paradisul. Inshallah. Allah să ne răsplătească pe toți cu paradisul, să ne dea răbdare, să ne dea putere de a învăța, de a studia, de a cerceta și de a transmite mai departe învățăturile profetului nostru Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, învățăturile Coranului. Nu este o cale ușoară, dar este o cale foarte frumoasă. Știința o dobândim, dar pentru a dobândi știința înainte de toate avem nevoie de devotament. Intenția să fie pentru Allah subhanahu wa ta'ala. Orice lucru pe care îl faci, când intenția o faci pentru Allah, nu ai nimic de pierdut. Dar tu când vii din stat și vrei să ajungi mare fotbalist ca să ai salariu de milioane de euro pe an, când vrei, bine, asta vorbesc de dunia, da? Când vrei să ajungi mare savant sau să ai, știu eu, milioane de oameni care urmăresc canalele tale de YouTube, care urmăresc postările tale, care apreciază, care și așa mai departe, este greșit. Allah nu va da bereche. Allah nu va binecuvânta acel lucru. Și de aceea noi facem un lucru de dragul lui Allah și cerem ca Allah să binecuvânteze. Dacă avem dreptate și suntem bine intenționat, inshallah, Allah o să dea bereche. Dacă nu, Allah să ne ferească. Dacă nu, Allah să ne ferească. Mulți dintre oameni vor să facă bine și nu realizează cât rău fac. Deci eu văd, sunt fel de fel de oameni, n-au treabă cu limba română, și vrea să transmit, știu eu, hadisuri sau versete românilor, intră pe Google Translate, bagă relatarea din engleză sau din franceză sau din chineză sau din albaneză, ce limbă știe el, turcă, și cei de relatarea o prezinte și o transmite românilor, că el vrea să învețe pe români islamul. Și uneori ies, de-mi vine să fac print screen și să vă arăt la lecție ce tâmpenii auzim de la aceste traduceri. Allah să ne ferească. Deci eu pot să fiu bine intenționat, dar să transmit mesajul greșit este greșit. Trebuie să știu unde să mă opresc. De exemplu, veneam în România și chiar vin din Bangladesh, din India, din țările arabe, din nu știu unde. Vin să transmită din Malaezia, Indonezia, să transmită islamul în sânul comunității din România. Niciunul dintre ei nu vorbește limba română. Niciunul dintre ei nu vorbește limba turcă. Omule, dacă tot vrei să petreci 10 zile, 40 de zile, 50 de zile, să faci un bine, du-te fă la tine în țară. În fiecare țară sunt zone în care oamenii au nevoie de învățători. Au nevoie de a învăța. De ce te duci într-o zonă pe care nu o cunoști, nu-i cunoști pe oameni, nu-i cunoști ce gândesc, nu le cunoști pregătirile, nu cunoști tradițiile, obiceiurile și așa mai departe, nivelul lor de pregătire religioasă și vii să înveți islamul și nici măcar limba nu știi. Și ce fac? Vin și hai, veniți, traduceți cu noi. Îl prinde pe unul care știe două boabe de română și zice, hai, eu vorbesc și tu traduce. Oameni buni, trebuie să fim foarte, foarte... Asta este mesajul lui Allah, nu este joacă. Este mesajul lui Allah, nu este joacă. Eu dacă ieri am acceptat islamul, eu nu am obligația să cunosc tot islamul și să convertesc zeci de oameni, sute de oameni. În primul rând să învăț, citesc, transmit mai departe ce am văzut. Mă acces pe un lucru. Am învățat lucrul ăla, îl transmit pe acela. Nu mă bag într-un câmp pe care nu-l cunosc. Da? Când ai un câmp minat în față și spune acolo, atenție, sunt mine, te bagi? Nu te bagi.
La fel și tu când intri în domeniul al științei islamice pe care nu-l stăpânești, nu-l cunoști, nu te bagi. Nu este o rușine. Imamul Malik a fost întrebat, a venit tocmai din Irak, de unde a venit, și l-a întrebat 40 de întrebări. Și la 36, dacă nu mă înșel, a răspuns cu nu știu. Și a spus cum? Și când mă întorc, ce o să spun oamenilor? Le spui că Imam Malik a spus nu știu. Atât. M-am găsit pe YouTube, ceva timp în urmă explicând mai mult decât logic. Azi ați fost dur, de bună dreptate, și am înțeles de ce vreau să spuneți. Nu că am fost dur, dar trebuie să fim realiști. Pe mine mă doare că oamenii aceștia, mulți dintre ei care îi văd, sunt bine intenționați. Dar habar n-au de ce vorbesc. Vorbesc lucruri auzite pe urechi. Vin cu lucruri care el așa crede că a citit o relatare. Sau acea relatare poate să fie o parte din mai multe relatări. Tu de unde o să știi să faci diferența între ele când tu n-ai învățat decât acea relatare? Deci toți avem datoria să învățăm, să trăim, să transmitem mai departe. Dar să urmăm acești pași, să învățăm întâi. Eu nu pot să sar peste acest pas. Eu m-am făcut musulman sau m-am născut musulman, dar acum am început să fac rugăciunea și mâine, gata, încep să trebuie să convertesc oamenii la islam. Nu! Învață, pentru că o să-i faci mai mult rău decât bine. O să transmiți oamenilor mesaje greșite. O să recurgi pe căi greșite. Cum se întâmplă de foarte multe ori. Deci avem cazul în România că au venit, l-au făcut musulman, s-a dus, l-au trimis la hagi, s-a întors, a renunțat la islam. De ce? Pentru că sunt niște etape care trebuie să le parcurgem, trebuie să le învățăm. Și Allah lasă ne dăruiască știința folositoare și credința înainte de toate. Aici pericolul cel mai mare pe care frații noștri musulmani convertiți români nu vor să înțeleagă. Când tu nu ai nimic tradus clar în limba română, ai frimituri, nu poți să dai cu pumnul în masă cu câteva hadise citite de tine. Corect, asta nu mă refer numai la convertiți, asta e valabil pentru toți, și pentru convertiți și neconvertiți. Și pentru convertiți și pentru neconvertiți. Da, de multe ori, așa este, când vrei să faci bine, trebuie să ai grijă să nu faci rău. Este exact ca cel care, un om care avea și-a ales cel mai bun prieten al lui era ursul. Umblau împreună, trăiau împreună, mâncau împreună, mă rog, într-o zi dormea sub copac. La un moment dat vine o muscă și tot deranja pe stăpânul ursului. Și ursul tot gonea musca și venea, gonea musca, venea. S-a supărat, a luat o piatră și a stat, a așteptat până s-a pus musca pe nasul omului și a omorât musca ca să salveze pe stăpân. Așa facem și noi. Așa facem și noi. Suntem bine intenționați. Vreau ca omul să doarmă liniștit și musca aceasta îl deranjează. Vreau să omor musca. Să nu cădem în această capcană. Allah este responsabilitate mare în fața lui Allah. Gândiți-vă foarte mult înainte să scoateți din gură un cuvânt, înainte să răspundeți, înainte să nu știu ce. Sunteți abilitați să o faceți? Sunteți convinși că tot ceea ce subiectul acela l-ați studiat cât de cât, l-ați detaliat, l-ați învățat? Altfel, cum ne putem da cu părerea? Religia nu este un domeniu în care poți să dai cu părerea. Îți dai cu părerea în altceva. Îi zici unui grădinar, cum a spus și profetul sallallahu alaihi wasallam, nu vă mai chinuiți cu polenizarea. Îi spui lui unul, nu mai uda mă roșii, las că cresc singure. Anul ăsta rămâne fără roșii, la anul învață. Bun, la anul trebuie să le ud, că dacă nu am. Tabeh sunt interzise în islam sau nu? Tabih? Nu știu ce înseamnă tabih. Nu știu la ce vă referiți. Explicați la ce vă referiți. Amin. Allah să ne răsplătească pe toți, inshallah. Care sunt sursele corecte și de unde le pot procura? În primul rând, sursa, cea mai corectă sursă este Coranul, sunt relatările. Dar nu orice om de rând le poate procura și învăța peste noapte. Deci sunt studii, orice verset din Coran, eu când îl citesc în limba română, nu pot să-l aplic. Gata, îl știu și l-am învățat și asta e. Nu, sunt versete care se explică unele pe altele. Sunt hadisuri care explică versete. Există o armonie întreagă, eu trebuie să știu toate aceste reguli. Eu pot să citesc pentru mine, dar când vorbesc de a transmite altuia,
Aici necesită mult studiu. Mulți vin și vor să discute. Eu nici nu am. Deci sunt anumite reguli. Cel din fața mea, dacă nu știe regulile, cum să discut eu cu el? Cum să discut eu despre islam cu el când el nu știe lucrurile elementare legate de islam? El a auzit o relatare, două și vine cu ele la mine. Nu am cum din start. Trebuie. Nu există o egalitate. Da? De aceea, citiți, studiați, învățați. E foarte ușor să arăți cu noroi, să acuzi, să inventezi de la tine. E foarte ușor. E foarte greu să-ți asumi responsabilitatea cuvântului dat. Da? Și aici vorbesc de multe ori se întâmplă de la intră cu un profil fals, cu un profil nu știu ce, aruncă noroi, iese și pleacă și după aia stăm 10 nebun, 10 musulmani, 20, 30 de, ne certăm și ne bătem între noi că a venit un nebun și a aruncat o piatră în fântână. Nu, nu, ignorați, nu-i băgați în seamă. Nu sunt pregătiți, nu știu bazele, nu știu regulile, nu ai baze elementare de unde să pornești cu ei, nu are temelie. Cum să intru în discuție cu unul care nu are temelie? Să citească, să învețe fiecare. Bazele care sunt? Sunt Coranul, sunt tradiția profetului sallallahu alaihi wasallam, cum a spus cele două cărți autentice, Buhari, Muslim, sunt cele șase. Apoi venim la ce spun și juriștii musulmani, savanții musulmani, pentru că ei vin și toate aceste lucruri le iau și le coboară la necesitatea noastră în ziua de azi. Ei vin și știu scopurile islamului, știu toate aceste lucruri și le studiază pe toate. Într-adevăr, noi avem datoria să cercetăm, dar eu dacă aud o relatare, da, am citit-o, am învățat-o, mashallah, am și memorat-o, eu nu pot să vin și să clădesc pe baza acestei relatări, a? Religia. Mă uit și zic, ce au spus savanții musulmani, juriștii și așa mai departe, despre această relatare? De exemplu, spunea cineva despre un frate din Rusia. Mă rog, în Rusia, știți că sunt cu alcoolul. A venit și a spus, băi, eu beau 10 litri, beau 2 litri, 3 litri de vin, țuică, ce îmi dai vodcă, nu mă îmbăt. Eu știu ce, sunt conștient de ceea ce vorbesc. Deci rămân intact. Eu beau, dar fac și rugăciunea, pentru că în timpul rugăciunii știu ce vorbesc, e verset în Coran, nu vă apropiați de rugăciune atunci când sunteți în stare de ebrietate, când nu gândești ceea ce spui, când nu știi ceea ce spui. Eu când citesc versetul ăsta, da, când citesc Coranul, citesc versetul ăsta, mashallah, eu duc la băutură, așa că pot să și beau să fac rugăciunea. Citește versetul ăla altul. Fejtenibu, îndepărtați-vă de el. Aceasta a fost o etapă. Eu nu o să știu să fac diferența că a fost o etapă și n-a fost o etapă. Când o să știu să fac diferența? Nu citind eu. Mă uit și la tefsiruri. Ce au spus savanții musulmani? Și acum ei vin și explică versetul ăsta cu versetul din capitolul cu tare, cu versetul din capitolul cu tare. Hm? Și atunci vin cu un rod frumos. Deci eu de multe ori, dacă ați văzut unele întrebări care le-ați întrebat, săr peste ele pentru că timpul nu ne permite să le explicăm îndeajuns. Iar dacă le explic pe scurt cu da, nu și două, o să iasă 10, o să zică nerdin, ăsta e tâmpit, fură curent. Cum să vorbească așa? Deci lucrurile trebuie stabilite și explicate. Și de ce unele întrebări care necesită mai mult timp, mai multe explicații și, bineînțeles, tefsir, sunt multe, unii savanți musulmani, subhanallah, a ieșit și a răspuns, a cercetat subiectul respectiv, tema respectivă și a ieșit cu o soluție mult mai bună decât au spus savanții musulmani în timp. Deci Allah te călăuzește, Allah îți dăruiește, dar trebuie și noi ca să ne străduim. Dacă nu ne străduim, nu obținem. Sau să împarți convertiți în credincioși și necredincioși, nu a ales Allah pe nimeni contabil credincioșilor să le facă. Corect, asta este cea mai mare greșeală. Pentru că profetul sallallahu alaihi wasallam spune foarte clar. Cine a spus fratelui său, ești kafir, el este una dintre ele. Și el este la fel. Pentru că poate să zică ești kafir unuia care nu este kafir și atunci el l-a acuzat de necredință pe un credincios și el devine necredincios. Nu asta e rolul tău, nu asta e rolul meu. Asta e rolul Allah subhanahu wa ta'ala. El judecă, el ne clasifică, nu noi. Am o întrebare. De ce în Coran nu scrie despre cum să facem rugăciunea, despre cum să dăm zecat,
Pentru că lucrurile acestea sunt stâlpii islamului, adică sunt foarte importante, nu trebuie să fie scrise în Coran. Voi credeți că Allah a ignorat acest aspect? Voi credeți că Allah n-a știut că o să vină o generație de oameni care o să zică, băi, noi vrem numai Coranul, nu vrem tradiția profetului Muhammad? Dacă ar fi explicat în Coran Allah rugăciunea, postul, dania și pelerinajul, vă asigur că mulți o luam pe arătură și pe calea coraniștilor și aruncam tradițiile profetului sallallahu alaihi wasallam deoparte. Dar Allah ne dă un semn. Vedeți, Allah lucrurile cele mai importante le-a stabilit foarte clar în Coran. Iar lucrurile care sunt și ele foarte importante, ne-a lăsat să le înțelegem prin hadisurile profetului. Ați înțeles acum importanța hadisurilor? Putea Allah subhanahu wa ta'ala să ne dea toate mură în gură în Coran și gata, terminat povestea. Și de ce Allah vrea să ne zică? Oamenilor, treziți-vă, relatările profetului sunt foarte importante. Allah știe că vor veni oameni care vor... Asta este o etapă, v-am spus. Azi renunțăm sau anulăm hadisurile. Mâine va fi foarte ușor să anulăm Coranul. Pentru că vom spune, Ibn Abbas care a relatat hadisuri și l-am anulat că na, hadisurile sunt sau oamenii au relatat, este tot om care a relatat Coranul. Vino și explică-i. De ce tu, acum 10, 20 de ani, 50 de ani, sau bunicii tăi, sau părinții tăi, au anulat relatările și cum poți să spui tu acum că nu anulezi pe același criteriu și Coranul? Cum? Noi nu realizăm acest lucru, dar acesta, serios, vorbesc la modul cel mai... Dacă cunoșteați științele hadisului, nu vă dați seama ce studiu au făcut cei care au vrut să denigreze științele acestea. La ora actuală, una dintre cele mai tari, cele mai vaste lucrări despre relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, în care te uiți în carte, alegi un cuvânt, da, cuvântul mamă și îți dă toate relatările, în toate cărțile unde a fost pomenit acest cuvânt, a fost pregătit de orientaliști, de misionari. A luat toate relatările profetului sallallahu alaihi wasallam și a luat fiecare cuvânt în parte și a scris. Cuvântul ăsta trece în nu știu câte cărți. Savanții musulmani din ziua de azi care studiază domeniul acesta, cu toții apelează la această carte ca să descopere toate aceste relatări. Noi în România nu avem, din păcate nu avem. Nu există, din câte știu, nu există la nimeni acasă în România, să-i zic, o bibliotecă în limba arabă, islamică, vastă, prin care să... Noi suntem un pic izolați din punct de vedere cultural, din punct de vedere religie, cultură religioasă, vreau să zic. Deci, studiul în limba arabă. Fiecare are câteva cărticele, poate. Dar nu avem o bibliotecă în limba română în care să merg să studiez. Și majoritatea ce fac, apelează la internet. Internetul este o capcană. Este o capcană. De ce? Pentru că cel care a avut mai mulți bani s-a impus pe internet, a angajat mai mulți oameni și a transmis mesajul său, lecțiile lui și pe YouTube, și pe Twitter, și pe Facebook, și pe nu știu ce. Părerile și ideile și ideologia și așa mai departe. Deci internetul este un domeniu în care cine are mai mult, cine e mai bogat, ăla se impune. Și se poate ca multe aceste științe sau să fie, și am văzut, hadisuri inventate și nu mai știu ce, sunt răspândite foarte mult pe internet. De ce? Pentru că aici nu există un control. Și de aceea cărțile, când ne studieze, ceva aparte. Dar noi nu avem această posibilitate, cum a spus, din păcate, în România. Și de aceea studiul, cercetarea în domeniul islamic este mult mai dificil. Lucrurile stau atât de simplu. Coranul a fost transmis în 23 de ani și mulți dintre noi avem atâtea aere pentru că am citit două, trei cărți de ce și cum am făcut studii îndelungate și culmea ajungem să-i contestăm pe aceia care chiar au studiat islam. Din păcate așa este. V-am spus, asta e un obicei. Uitați-vă, la majoritatea care resping hadisurile sunt acei oameni care nu sunt pregătiți să... Nu au răbdare să studieze. Ei vin din stat, mai bine resping hadisul și merg după logic. Mâine o să respingă și versetul și o să ia tot după logic. Noi dacă cădem în plasa acestora, coraniștilor, în ziua de azi și lăsăm deoparte hadisurile, mâine vom renunța la Coran. Aceasta este pasul următor. Bineînțeles, acest lucru este imposibil pentru că am spus că Allah va proteja Coranul. Dar în același timp, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce a spus? Allah nu va lua știința dintre oameni. Adică Allah nu va face să dispară știința. Hocus pocus,
Și a dispărut știința. Nu. Ce spune profetul sallallahu alaihi wasallam? Allah nu va lua dintre oameni știința, pentru că înainte de ziua de apoi va dispărea știința. Însă va lua știința prin faptul că vor muri savanții. Și atunci vor apărea ruibida. Ruibida, adică sunt oameni ignoranți, habar n-au de nimic, dar din păcate ei sunt cei care stau sus și cei care conduc și dau verdicte și vorbesc în numele Islamului. Sunt relatări profetice, vorbesc de sfârșitul lumii. Sunt exact ceea ce trăim în zilele noastre. Exact ceea ce trăim în zilele noastre. Iemte cu ruibida. Vorbesc în ziua aia ruibida. Ce a spus omul ignorant care are statut, are responsabilitate, adică este ascultat. Din păcate, asta este situația. Tesbih. Tesbih. Dacă sunt tesbihurile interzise în Islam, tesbihul este o cale, nu este un scop. Tesbihul este o cale și nu este un scop. Da? Tesbihul este un obiect cu care îl pomenești pe Allah subhanahu wa ta'ala. Nu poți să spui că obiectul în sine e permis sau interzis. Profetul sallallahu alaihi wasallam a văzut-o pe o femeie care cu niște pietre îl pomenea pe Allah subhanahu wa ta'ala, bobe de fasole, nu ce avea, da? Îl pomenea pe Allah subhanahu wa ta'ala. Și profetul sallallahu alaihi wasallam a spus, nu vrei să te în drum către ceva mai bun, zice subhanallah, nu mergi încheieturile de gel. De ce era? Ce faci? Umbli cu pietre în buzunar? Pe când te spihi în ziua de azi, că e electronic, că e nu știu ce. Nu poți să spui, este cale, nu e scop. Este o cale care ușurează pomenirea lui ca să știi exact cât ai menționat. De aceea, tespihul nu se poate încadra în cele permise sau interzise. Allah știe mai bine. Este adevărat că în ziua de post nu am voie, nu am avea voie să dormim? Nu este adevărat. Nu este adevărat. Somnul nu strică postul. Dar. Unii oameni își fac un obicei în luna Ramadan, toată noaptea, de la iftar până la sahur, se petrece. Toată noaptea. Mai face o rugăciune, mai bea o cafea, mai mănâncă, mai ciugulește, mai nu știu ce, până la sahur. Și ziua, toată ziua doarme. Deci ca să nu simtă greutatea postului. De aceea a fost legiferat postul. Dormi, ziua, fă-ți treaba. Adică nu-ți anulezi ziua în totalitate că e zi de post. În acest sens. Deci îți trăiești programul normal, da? Noaptea ce o petreci mai mult în adorarea lui Allah, vei avea nevoie de odihnă mai mult ziua, dacă se permite programul. Nu trăim cu toți în țară islamică. Mulți dintre noi nu-și permit, da? Să lipsească de la muncă în luna Ramadan. În țările islamice se mai scurtează programul, se dă o pauză mai mare la prânz, zice du-te acasă la ora 12, vino la ora 4, de la 12 la 4, fiecare se duce acasă, doarme, se odihnește, că e prea cald, că e prea... Deci sunt alte condiții. Noi vorbim, fiecare știe mai bine starea și situația. Dar, a spus, este greșit să gândesc din start că eu să dorm mai mult ziua ca să nu simt postul. Așa e greșit. Ba da, se poate dormi, nu este o problemă, inshallah. De unde să învățăm? Este greu să învățați personal fiecare. Fiecare este mult mai ușor să înveți de la un om care a trecut prin aceste etape. Când zici tu, eu vreau să învăț islamul, e ca și cum vrei să te faci tâmplar singur. Vei parcurge 10 ani, 20 de ani și vei realiza că ai pierdut foarte mult timp pentru a învăța meserie, pentru a învăța meserie, decât dacă te duceai și stăteai un an lângă un tâmplar, o învățai mai bine. Meseria se fură, nu? La fel și știința. Eu degeaba zic, eu vreau să învăț eu, citesc eu, învăț eu. Îmi pierd foarte mult, irosesc foarte mult timp și nu știu ce. De exemplu, sunt unele întrebări pentru care ne pierdem 2, 3, 5 ore, 10 ore de studiu. Și de multe ori, fiind în domeniul nu știu ce, știi exact pe ce căi să o iei, unde să găsești, unde să studiezi și unde să cercetezi. Dacă vine un alt om care nu are habar, pierde și un an și 2 ani. Poate. De aceea, du-te la cei care au pierdut din timpul lor și au irosit timpul și au învățat. Învață de la ei. Acest pas este un pas mare pentru tine. Este un avânt imens. Pe când dacă treci pe propria piele, azi dai peste deget, mâine vezi că te-ai chinuit degeaba, că lemnul ăsta e de nuc, nu este de salcâm, salcâmul e nu știu cum, nucul e nu știu ce, fagul e nu știu ce. Da? Te pui să faci mobilă, de exemplu, din plop și din plop nu se face mobilă. Pentru că crapă, lemnul sau nu mai știu ce. Vreau să dau cu părerea.
Da, arunc și eu așa ca. Pe când, dacă vrei să faci mobil, faci din stejar, de exemplu. Tu te duci din stat, ai ales lemnul greșit, te chinui să faci mobilă din el. Pe când dacă stai lângă un templar care și-a dedicat 30 de ani, 40 de ani din viață, a trecut toate aceste greutăți, experimente și așa mai departe, tu, într-un an de zile, o să parcurgi mai mult decât parcurgi singur în 10 ani. Și de aceea mergeți, intrați în contact cu cineva, învățați și urmăriți să învățați de la el, întrebați de la el, participați la lecțiile lor, ascultați lecțiile care le fac și, într-un final, fiecare are cuptorul lui. Toată informația care o adună, o bagi aici, o treci prin filtre, o coci și vezi, într-un final, ce zice ăla, ce zice ăla, ce zice ăla, în cazul în care sunt idei care se contrazic. Și Allah ne va călăuzi, inshallah, cerem și de la Allah să ne călăuzească către știința folositoare. Exact. Deci postul nu trebuie să, adică nu trebuie să petrec dormind ca să scap de problema postului. Dimpotrivă, uitați-vă în viața profetului sallallahu alaihi wasallam. Cele mai mari bătălii, războaie care le-au purtat musulmanii, le-au purtat în Ramadan. Deci n-au dormit în Ramadan. Care este cea mai bună metodă de a învăța limba arabă? De unde începem, inshallah? Cea mai bună metodă e ca și orice altă limbă. Sunt oameni care au învățat limba indiană uitându-se la serialele indiene. Sunt care au învățat limba spaniolă uitându-se la seriale în limba spaniolă, braziliene și așa mai departe. Fiecare după voința lui. Cu cât te străduiești, cu cât îți dorești mai mult, cauți cât mai multe surse. Iei cărți, scrii, iei Coranul, traduci un verset, îl citești, începi să studiezi fiecare, iei un hadith scurt, îl memorezi, fiecare cuvânt, nu știu ce, traduci. Deci asculți seriale, asculți știri, da? Alege limba arabă literară. Cineva este în drume către, sau alege videoclipuri sau emisiuni și întreabă, măi, e literar sau e araba de bată din care nu voi înțelege nimic? Dintr-o relatare se scoate esența, ceea ce este mai bun din ea și adaptabil momentului, timpului, etc. Deci, relatările, din relatări se pot scoate multe, multe lucruri. De aceea vă spun că eu dacă citesc o relatare și habar nu am de islam, nu am bazele elementare, eu voi înțelege greșit această relatare. Și automat voi trece la practicarea greșită a acestei relatări. De exemplu, e verset în Coran care spune la moștenire, لِذَّكَرِ مِثْلُ حَذِ الْأُنْثَيَيْنِ. Bărbatul îi revine, dintre moștenitori, dublu decât îi revine femeii. Da? Dar sunt cazuri, a venit un hadis și a reglementat acest lucru și a spus, nu se poate, nu există moștenire între două religii. Dacă tatăl, mamă sunt musulmani, copiii sunt nemusulmani, nu există moștenire, nu se moștenesc. Dacă tatăl, mama sunt nemusulmani, copilul musulman, nu există moștenire. Acest lucru a fost reglementat în hadis, nu în verset coranic. Și multe alte lucruri. Eu dacă citesc hadisul ăsta, l-arunc. Nu, nu, nu-l accept. Stai că hadisul acesta nu contrazice Coranul. Reglementează. Eu am doi băieți și două fete. Trei din copii, acum 3 ani, i-am dus la... Qaida al-Nuranie consider că trebuie să știm cum să citească și sensul Coranului. Dar aici, unde locuiesc, majoritatea, dar aici unde locuiesc, unde, da? Locuiesc, majoritatea mă întreabă de ce copiii mei nu memorează și am răspuns să știm Coran pe de rost și habar nu avem sensul și citirea, să știți că nu sunt văzută bine de toți oamenii de aici pentru ideile acestea. Acum fiecare are ideile lui. Din păcate, anumite societăți s-au axat pe memorarea Coranului și s-au îndepărtat de trăirea lui. Eu personal în liceu aveam în cameră 2 colegi, eram 12 în cameră, cămin. 2 colegi erau hafăzi, memorau Coranul. Noi toți eram la vârsta 15, 16, 17 ani, ei aveau 1,20, 1,23 de ani. Pentru că s-au dus și au memorat Coranul. Credeți-mă, cei mai îndepărtați de Allah erau cei doi care memorau Coranul. Unul bea, venea uneori beat, cădea pe stradă, plin, cu hainele pline de noroi, mizerie, Allah să ne ferească, și nici nu veneau la rugăciune. Și furau și toate prostiile.
Deci să memorezi din Coran, să memorezi din Coran, într-adevăr este o virtute. Dar trebuie ca această virtute să fie cizelată de trăirea a ceea ce ai memorat. Allah să ne ferească de știința nefolositoare. Există totuși un mod simplu de a distinge. O să vedem că cei auto-intitulați oameni de știință musulmani au un mod foarte simplu și foarte primitiv. Chiar totul e permis, totul este adaptat la ziua de azi. Apropo, totul le este cunoscut, au ignoranță și o înfăturare greu de găsit la oameni care chiar au știință. Acestea au omul de știință. Clar, întotdeauna un om care nu are știința, la modul general, va avea un mod de a transmite informațiile lui într-un mod agresiv, una, și a doua, va vorbi pe placul oamenilor. Pentru că pe el nu-l interesează mulțumirea lui Allah, îl interesează mulțumirea oamenilor. Și automat el va avea succes poate la oameni, pentru că le va vorbi pe limbajul lor. Pe el interesează să câștige cât mai mulți, câți mai mulți adepți. Nu-l interesează să transmită știință folositoare. Iar va recurge și la șiretnic, și la minciuni, și la acuza grav pe cei care într-adevăr își fac datoria, va minți, au venit la mine și mi-au zis de un anumit colegi, ăla să știi că cine știe, poate își face vile, poate ia bani, ia nu știu ce. Niște lucruri mizere despre oameni care într-adevăr vreau să facă ceva pentru Islam. Deci asta este calea lor. Aruncă cu noroi, acuză, mint, devin violenți în transmiterea mesajului, vorbesc cu oamenilor pe plac. Sunt multe, multe căi prin care poți să-i descoperi pe aceștia. Există și o aplicație? Da, se poate. Deci încercați cât mai multe căi. Fiecare are, fiecare este, are un dar. Sunt unii oameni care trebuie neapărat să ia creionul și să scrie ca să învețe ceva. Sunt alții care urăsc creionul. Ei ascultă și învață. Deci depinde, fiecare știe mai bine în ce categorie se încadrează. Încercați toate aceste căi. Eu nu pot să vă spun faceți așa, pentru că nu știu fiecare dintre voi ce atracție are. Wa iyyakum inshaAllah. Eu credeam că hadisurile sunt rezervate de Allah prin savanții care i-au transmis, cum ar fi hadisurile sahih. Nu spune Allah în Coran ceva de genul cum spune Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu vă vorbește de la el. Vorbește de la el, nu se extinde pentru hadisuri, cel puțin pentru sahih. Da, într-adevăr, Coranul spune wa ma yantiqu anil hawa. El nu vorbește vorbe de la el. In huwa illa wahyun yuha. El este doar o revelație. Ideea este acum, tot ce a ieșit din gura profetului sallallahu alaihi wasallam este revelație. Dar cum a fost transmisă nouă? Cei care au transmis au schimbat, au denaturat, au noțiunea de hadith sahih. Deci se poate ca o relatare pe care muslim o consideră autentică, la Buhari să nu fie chiar foarte autentică. De ce? Pentru că fiecare s-a străduit, fiecare a cercetat, a intrat în contact, s-a dus. Unul a fost, s-a străduit mai mult decât altul. Fiecare a avut condițiile lui. De exemplu, diferența între Buhari și muslim, ceea ce l-a înălțat încă un grad pe Buhari mai presus decât muslim, a fost faptul că muslim a pus condiția, dacă doi înși există posibilitatea să se fi întâlnit, el acceptă relatarea aceea. Adică dacă Nerdin și Eric s-au dus la pelerinaj în anul 2020, și avem relatări luate reciproc unul de la altul, muslim acceptă relatarea aceea și o consideră autentică. Buhari are o altă condiție, a spus că nu-i de ajuns să fie contemporan, nu-i de ajuns să fie amândoi în același loc, nu-i de ajuns să fie amândoi în... Eu trebuie să am argument că ei doi s-au întâlnit. Și această condiție impusă de Buhari a fost mai puternică decât posibilitatea de a se întâlni pe care a condiționat-o imamul muslim. Și de aceea apar unele diferențe. Deci sunt unele hadisuri care au fost considerate autentice de cineva și ceilalți nu au considerat-o la fel de autentică ca... Pentru că fiecare și-a pus, a studiat, a cercetat și a bătut capul și a pus niște condiții. Iar nu uitați că nu numai Buhari și Muslim, gata, Buhari și Muslim a scris relatarea în cartea sa, înseamnă că e autentic. Cine l-a ridicat pe Buhari și Muslim la statut de autenticitate? Savanții musulmani care au venit după ei și au cercetat relatările tuturor.
cum este Imam Zehebi, cum este Ibn Hajar al-Asqalani și mulți alții. Oameni care și-au dedicat viața pentru cercetarea relatărilor. Ei au fost cei care au dat notă cărții, că doar Buhari n-a ieșit și a dat el notă și a spus cartea mea este cea mai bună. De ce spun? Au spus savanții, Buhari și Muslim, talaqqal umma bi qabul. Au fost cărți pe care umma, comunitatea, le-a primit cu qabul, adică le-a acceptat ca fiind autentice. Dar a spus că în fiecare carte sunt hadisuri care au fost discutate, dar sunt atât de puține încât ele au fost considerate cele mai autentice cărți de culegeri de relatări. Problema este că suntem prea comozi și vrem totul mărângună și vrem și paradisul pe pământ. Din păcate așa este. Noi îl adorăm de multe ori pe Allah condiționat. Allah, dacă îmi dai ce vreau eu, trec pe la moschee. Sau trece pe la moschee și zice, bă, am fost la moschee, m-am rugat, dar nu mi-a dat Allah. Îmi văd de ale mele. Salam alaikum, alaikum salam, rahmatullah. Dacă am pierdut rugăciunea de dimineață și am recuperat-o după cea de amiază, e bine. Rugăciunea pierdută, noi încercăm să recuperăm. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam spune, dacă cineva a uitat o rugăciune, să o facă când și-aduce aminte. Să o facă când și-aduce aminte. Recuperăm, inshallah, Allah o primește. Eu nu sunt în statutul lui Allah, dar conform relatărilor, așa este ok. Dacă am scăpat o relatare, o rugăciune să o fac atunci când mi-aduc aminte că am pierdut-o. Nu tot ce este pe internet este corect. Foarte adevărat. Întrebare. Sunt hadisuri relatate de savanți considerate revelații ale savanților relatatori gen Buhari, Tirmizi? Sunt hadisuri relatate de ei revelații personale? Nu. Nu. Acest lucru nu se poate. Cum să vină să zică că sunt, dar nu Buhari și Muslim. În ziua de azi sunt multe grupări, gematuri și ideologii care spun ei vin și inventează legea după pofta lui. El se duce la afaceriști bogați și spune, băi, tu dacă dai la noi, la curs, la fundație, la asociație, la moschee, la centru islamic, la nu știu ce, dacă dai lunar, de exemplu, 1.000, 2.000, 3.000 de lei, 5.000 de lei, ai raiul garantat. Și aceștia sunt cei care spun, haddethni qalbi an rabbi. Mi-a spus inima, a revelat de la Allah. Nu există. Nu o să vedeți un savant dintre savanții musulmani, adevărații savanți, să vină cu aberații de la el. Ei au responsabilitate. Cum să vină să inventeze în ceva? Dacă vroia Buhari să ne convingă să scrie el o carte a lui, scrie 500 sau 600 de mii de hadisuri care le știa, scria în 200-300 de volume și vedeți voi după aceea ce lăudam noi pe Buhari, că este cel mai tare savant. De ce a scris el numai 4.000 de hadisuri? Imamul Malik, imamul Medina, era imam la moscheia profetului sallallahu alaihi wasallam. Nu dădea nimeni verdict în Medina cât este Malik acolo. Toți savanții știau. Când venea cineva și îl întreba un lucru și vroia un răspuns, un verdict, zicea, atât de cât este imam Malik, noi nu avem voie. Adică gata, el este cel mai tare savant. Nu mă întreba pe mine. Du-te și întreabă-l pe el. Deci imamul Malik era imamul celor din Medina. A venit la el califul de atunci, conducătorul, guvernatorul, și a zis, imamule, ai cartea ta Muatta, cartea ta de relatări. Haideți să facem ca această carte să devină Constituția țării, Sharia. Să aplicăm această carte. A refuzat. A spus, nu. Eu în această carte am adunat relatări pe care sunt alți savanți care s-au străduit mai mult, au relatări mai multe. Eu nu pot să limitez religia lui Allah numai la cartea mea. Câți dintre noi, dacă am fi scris o carte și venea o televiziune, venea cineva și zice, hai că-ți promovezi o carte. Hai să facem cartea ta să fie codul civil, codul civic, codul penal, codul... Da? Săream în sus, dădeam și mită și șpagă poate pentru asta. Dar, savanții musulmani, să nu cumva să vă gândiți, adevărații savanți, că ei au făcut ceva de dorul sau dragul acestei lumi. Ei au renunțat la această lume. Majoritatea s-au mulțumit cu ceea ce au avut. Nu au vrut să dobândească mai mult. Imam Abu Hanifa era mare comerciant. El putea să stea în comerț, să câștige, să fie miliardar. De ce s-a dedicat științei? Și ceilalți savanți la fel. Da? Ceilalți savanți la fel. Ei și-au dedicat viața științei. Imam Malik și Shafi'i și... A fost acuzați, a fost bătuți, a fost chinuiți, a fost închiși.
Da? Shafi a fost condamnat la moarte. Imamul Buhanif a murit în chinuri, în pușcărie și l-a dus după aia în temniță și l-a dus și l-a urcat acasă după ce a murit, să spună că a murit în pat. Imam Ahmed ibn Hanbal a fost biciuit pentru că nu a acceptat concepția că Coranul este creat. Este cuvântul lui Allah. Cum să fie creat? Cuvântul lui Allah nu poate să fie creat. Deci, când citiți viața lor, au fost savanți care nu s-au căsătorit niciodată, încă s-a dedicat științei. Au fost savanți care toată viața au trăit-o prin pușcării. Adevărații savanți, asta este viața lor. Pe când ceilalți îi vezi întotdeauna la televiziuni, la emisiuni, la nu știu ce. De ce? Pentru că ei sunt ulemai sultani, savanții sultanilor. Ei cântă după cum primesc mesaje. Vine mesajul și el, ce trebuie să spun? Trebuie să spun că ăsta e permis. Se uite și cercetează, caută versete care le poate interpreta așa, ocolite, hadisuri, să ajungă la acel scop. Deci el stabilește scopul și caută căi către scop, pe cât adevăratul savant urmează toate căile posibile pentru a ajunge la un scop corect. Asta e diferența între ei. Revelații de la Allah? Nu al savanților. Sunt considerate hadisele revelații ale lui Allah, transmise relatorii? Nu. Deci, relatatorii, ca să fie clar, nimeni nu a inventat el hadis de la el. El s-a dus și a învățat de la un alt profesor, de la profesorul lui. Profesorul lui, la rândul său, pentru că el când relatează, spune felul următor. Uitați-vă, ce eu am relatat de la șeihi, de la imamul meu, X. El, la rândul lui, a relatat de la imamul lui, Y. Deci, el trebuie să aibă șirul înlănțuit până la profet, altfel nu acceptă hadisul. Nu acceptă hadisuri. Savanții nu acceptă hadisuri. Deci, cei care au cules hadisurile, nu. Ei erau anumite hadisuri în care se excludea un savant din șirul înlănțuit, un relatator. Astea au fost în perioade în care existau probleme politice, erau nu știu ce, nu știu ce. Și toate aceste hadisuri au denumiri. Dar ei știau, erau convinși de autenticitatea hadisului sau de faptul că lipsește de acolo unul dintre relatatori. De ce spun? Este noi ignorăm, deci nu vă pot explica într-o oră și nu ne putem imagina noi peste noapte cât s-au străduit savanții pentru a culege aceste hadisuri. Dacă am citit despre aceste lucruri și am vedea, atunci mi-ar fi rușine să-l acuz pe Buhari, să-l acuz pe Muslim, pe Abu Hanife, Imam Shafi, Imam nu știu ce, Imam nu știu ce. Și-a dedicat viața pentru studiu, pentru știință. Dacă a greșit, este Allah care îl judecă. Nu sunt eu care să-l judec. Eu am datoria să mă uit și la el, mă uit și la el, mă uit și la el și văd un numitor comun, un lucru care este într-adevăr parte din religie. Wa iyyakum insha Allah. Cu cât vă ascult mai mult, cu atât îmi acces cât de important este să învățăm limba arabă, care o să ne permită să studiem și să înțelegem Coranul și Sunna cum trebuie. Barakallahu fikum. Wa iyyakum insha Allah. Nici eu nu sunt savant, să nu credeți. Eu la rândul meu citesc din viața savanților, culeg din mai multe. Citesc din mai multe, că din mai multe surse, încerc pe cât am posibilitatea ca să vin. M-am spus, dar nu este, suntem izolați din punct de vedere al accesului la informații religioase. Nivelul nostru la ora actuală este foarte, foarte jos, este foarte slab în materie de pregătire islamică. De aceea ne străduim fiecare dintre noi cât putem să învățăm ceea ce este mai corect, inshallah. Allah să vă răspundească mult. Îmi place să vă ascult. Eu prefer să învăț o viață întreagă și prefer, dacă sunt întrebat despre Islam, pentru că sunt la stadiul de învățare, să nu răspund ca să nu greșesc. Este perfect. Este perfect. Dacă am gândit toți la fel. Deci să învățăm. Nu trebuie să mă grăbesc să răspund. Companionii stăteau câte 10, 20 și venea un om și îi întreba o întrebare și toată lumea îl pasa la celălalt. Până când se întorcea șirul la început. Pentru că e responsabilitate. Tu când dai un verdict sau înveți pe cineva ceva, dacă nu ești convins ferm 100%, nu vorbi. Pentru că tu vorbești în numele lui Allah. Ibn Qayyim a scris o carte, I'lam al-Muaqqi'in an Rabbil Alamin. Spus că cel care dă verdict, scrie despre muftiul, verdictul în sine, cum se dă condițiile muftiului, în ce condiții trebuie să multe.
numai despre verdicte și cum să dai verdicte, și spune că cel care dă verdicte, el semnează în numele lui Allah. Semnează în numele lui Allah. Deci așa a numit cartea, ca să știe fiecare om care dă verdict cât de mare responsabilitate și asumă. Aleikum salam, amin. Jumlemiz de razı olsun inşallah. Aleyküm selam. Hadisul le spun, numără pe degete că vor fi întrebate și vor vorbi. A, în legătură de tespihuri. Da, este relatarea care am spus-o, profetul spune, este în drum către ceva mai bun. N-a spus că ceea ce face este greșit. Și asta din punct de vedere chiar și este o cale, nu este... Tespihul există în toate moscheile din lume. Dacă era ceva interzis, nu mai intra. Allah aranjează totul în viața noastră, alhamdulillah. Allah să vă răsplătească oamenii vor. Ordonez cursurile, dar Allah trimite soldații și mă înveți că este mai bine să studiezi și să nu abandonezi. Allah să vă răsplătească pe Dumnezeu. Și Allah, Allah să ne răsplătească pe toți. Întotdeauna vor fi oameni care vor denigra, care vor ataca, care vor acuza, care vor arunca cu noroi și vor fugi. Pe noi nu trebuie să ne oprească din drumul nostru aceștia. Fiecare are responsabilitate și fiecare din noi va da socoteală la Allah subhanahu wa ta'ala. Și de aceea vor da socoteală toți. Nimeni nu va scăpa. Să nu crezi că dacă ați început să învățați islamul, tot o să fie rost. Nu. Nu o să fie ușor, dar o să fie bine. Mai ales, dacă nu în această lume, pe lumea cealaltă. Dumnezeu, așa l-am învățat foarte bine și Allah să vreze acestea foarte bine. Amin. Inshallah, inshallah să dureze, să învățăm împreună. Wallahi, și eu am multe de învățat. Când mă pregătesc pentru fiecare lecție, de fiecare dată, când, bineînțeles, și timpul îmi permite să mă pregătesc mai mult, cu atât mai mult învăț și eu. Învățăm împreună, adică nu învăț de unul singur. Sau învățați numai voi. Împreună învățăm. Număr pe degete. Indicat cum a spus profetul sallallahu alaihi wasallam, să numărăm pe degete. Dar dacă cineva vrea să folosească tesbih, nu poți să-i spui, băi, nu folosi. Toate părțile corpului vor răspunde în ziua de apoi și tot ceea ce este în jurul nostru. Dacă ai făcut rugăciune aici, în punctul ăsta, pământul, cu o vorbă care ai făcut rugăciune, va depune mărturie. Când faci în punctul acela, va depune mărturie. Deci totul va depune mărturie în ziua de apoi. Dacă părinții mei nu sunt musulmani, nu am voie să-i moștenez din punct de vedere islamic. Relatarea profetului sallallahu alaihi wasallam spune în acest fel, că nu există moștenire între două mille. Mille adică două religii diferite. Dar asta nu poate să vină cu sensul de interdicție. Adică este haram să... Dar dacă ei nu vor și... Nu e obligație. La fel și tu la rândul tău, dacă ai copii nemusulmani, nu ești obligat... Adică este responsabilitate din punct de vedere islamic când știi că trebuie să-i dai cuiva care are altă religie și intră în a avea libertate. Dacă vrei să iei, să-i dai, e altă problemă. Dar nu există ceva bătut în cui. La asta scoate în evidență relatarea. Nu aveți pentru ce. Allah să ne răsplătească pe toți înșelă. Și Ahmed ibn Hanbal l-a recomandat sau l-a laudat pe Bukhari. Deci toți savanții între ei, toți savanții între ei se laudă, se... Ba chiar există și o regulă de a accepta hadisuri. Spun că dacă există o critică, dacă se critică doi oameni care sunt contemporani, nu se acceptă critica contemporanilor. De ce? A spus că poate intra acolo și puțin din asta lumească. Adică sunt doi care trăiesc în același timp, se ciondănesc între ei. Intervine levilul ăla, bagă ăla, râcă ăla, râcă ăla, râcă. Și a spus că nu. Între ei, dacă s-au atacat, s-au criticat reciproc, nu luăm în considerare. Luăm în considerare ce au spus ceilalți despre ei și nu ei savanți în sine. În ziua de azi, de exemplu, sunt savanți contemporani care nu se înțeleg. Se ceartă, se... De ce? Pentru că au fel de fel de elevi în jurul lor. Anturaje. Vin și bagă strâmbe, ăla de acolo, ăla de acolo. Transmit vorbe, nu le înțeleg. Se duc mai departe, mai bagă și de la ei, mai nu știu ce. Și omul este om, are slăbiciune. La un moment dat îi zice, dar cine se crede mă la să vorbească de mine? Ăla atunci, dar cine se crede?
Deci toate aceste lucruri au fost luate în considerare de savanții musulmani. Dar în principiu, vedem că ei se laudă toți între ei. Pentru că ei, scopul lor este scop comun. Legat de învățarea limbii arabe sau unei limbi străine, mă ajută, Doamne. O memorie vizuală, adică scriu în diverse moduri, sunt necolorat, agățat pe pereți, etc. Corect, eu am spus că fiecare are metoda lui. Eu aveam colegi care trebuia să scrie neapărat, trebuia să asculte, alții care doar ascultau, alții care doar citeau și așa mai departe. Fiecare are stilul lui, metoda lui. Nu poți să aplici o metodă pentru toți separat. Fiecare are metoda lui. Este o influență nouă în rândul convertiților români, ce hadeți au fost revelate de către Allah, direct sau anzi, ca să vedeți unde se ajunge. Ignoranța. Ignoranța, lipsa de respect față de savanți, lipsa de respect față de știință. Când sunt mai mulți factori, deja ne așteptăm la orice. Când Allah subhanahu wa ta'ala spune că vorbește, vorbește cu cuvinte, în ce sens vă referiți? Coranul este cuvântul lui Allah. La asta vă referiți sau? Eu sunt curioasă cine influențează pe cei dintre oameni care nu de mult au îmbrățișat islamul. Această grabă de a învăța, grabă de a deveni în cel mai scurt timp un bun savant. Aceasta îi determină pe oameni să se grăbească, să-și dea cu părerea și să renunțe la relatări, pentru că e foarte greu să îi trebuie ani de zile să studieze, să învețe și convine să ia calea mai ușoară. Și eu am prietene musulmani care mă întreabă anumite chestii de islam și vor să răspund în 5 minute de ceea ce eu nu am învățat în 5 ani. Corect. Când știi să explici, explici. Când nu, îi spui, domne, mă duc, cercetez, întreb. Eu nu sunt teolog, nu sunt în domeniu, cercetez, întreb și îți răspund. Să ne recomandați cărți în limba română ca să ne ajute să înțelegem în cazul în care știm de limba arabă hadisurile. În limba română, cărți care să vă ajute să înțelegeți hadisurile, nu v-am spus, în limba română această materie este slabă. Poate singura carte mai cuprinzătoare este Riyadul Salihin, a imamului Nawawi. Riyad al-Salihin. Grădină de drept credincioșilor. Pierde de timp dacă urmărești așa ceva. Popularitatea acestora e dată de cei care urmăresc exact ca și cum te uita la TV și ai urmări vedete fără să te uita la ei. Așa. Ar fi o greșeală a celor care se asociază. În principiu, acești oameni ce fac? Deci, uitați-vă peste tot, cei care vor să iasă în evidență, ei vin cu teme scandal. Deci, ei vor, în primul rând, scandal. De ce? Eu când postez ceva pe internet și văd că pe acea temă sunt sute de comentarii, eu deja am ieșit din anonimat. Sute de oameni au intervenit și au dezbătut pe această temă. Eu stau în umbră și mă bucur. Sunt sute de oameni care au discutat comentarii și mi-au făcut reclamă. Fără să trebuiască eu să ies să mai spun ceva. Ați înțeles? Deci ignoranța îi omoară. Când vine, el când vine și atacă, de exemplu s-a întâmplat de multe ori, veneau și mă atacau, mă acuzau, mă nu știu ce. În principiu, în prima etapă le răspundeam. Și când le răspundeam, ce? Oh, făcea pe victima. Oh, păi eu sunt nou musulman, eu ce știu? Tu ești o mașallah și... Păi bă, omule, vii mă denigrezi, mă ataci, vorbești de cinstea, onoarea mea, de religia mea, de principiile mele și apoi faci pe victima și te retragi. Și la un moment dat m-a spus unei surori, ce nu mai intra în discuție cu ei. Ei vor să iasă în anonimat, ei sunt de fapt anonim și vin te atacă pe tine ca să iasă în anonimat. Și într-adevăr a fost o perioadă lungă în care i-am ignorat și încă până și în ziua de astăzi sunt mulți care încerc să ignor. Mai puțin anumite condiții, mai anumite situații în care intervin când deja sar calul prea, prea mult.
Și atunci ți-mai spune să fii mai exclus de data viitoare. Deci dacă nu știam că și locul își de rugăciune vor vorbi arab, să luăm toți cartea comună dreaptă. Inshallah. Când te duci la moschee, îi vedeți pe oameni. Fac două rechiaturi aici, două rechiaturi acolo, se duc, fac fardul în spatele imamului, se întorc înapoi și fac sunna din nou, schimbă locurile. De ce? Ca fiecare acest loc să depună mărturie în ziua de apoi că ai făcut rugăciunea în acel loc. Asta este ideea în a schimba locul rugăciunii în moschee. Sincer, e o pierdere de timp, un noi informațional și atât. Corect, așa este. Deci eu vă sfătuiesc, când vin oameni și nu știu ce, nu mai intrați în polemică, nu atacați, nu nimic. La rândul vostru, fiecare dintre voi să posteze ceea ce este corect pe pagina lui și fără să intre în polemică cu astfel de persoane. Și când intră pe pagină și atacă nu știu ce, bloc din start și dai bătaie. Blocați-l și nu-l băgați în seamă pentru că îi faceți reclamă și îl scoateți din anonimat. Și asta este ideea lor. El când intră din start în scandal cu tine, pentru asta intră. Deci șeikh sunt prezervate în final și sahih hadith de Allah. Pentru mine așa sună logic. Deși Bukhari etc. nu sunt perfecți, asta știu. Într-un final, cine i-a dăruit lui Bukhari această memorie? Într-adevăr, este străduința lui. Dar are și un har. Nu oricine poate să facă ceea ce a făcut Bukhari. Nu oricine poate să facă ceea ce a făcut muslim. De unde atâta răbdare, de unde atâta perseverență și mai departe? De la Allah? Ideea este că cu cât omul este bine intenționat, cu atât Allah subhanahu wa ta'ala îl va ajuta și îl va sprijini în ceea ce face. Apropo că am fost agresat de verbal cu așa ceva, pagina mea de Messenger a venit personal să mă anunțe că veste pe care îl crede, care el credea că nu o știu, nu am căutat. Știu, am căutat și am ascultat, nu am căutat și nu am și a ascultat nimic la nimeni. Am fost agresată pur și simplu verbal și chiar propagă în rândul musulman așa ceva, ceea ce după mine nu este corect, ci de-a drept periculos. Și cel mai periculos este că susține că acest lucru a spus domnul Nerdin, să fim serioși. Când vă spune cineva că a spus domnul Nerdin, veniți și mă întrebați. Este foarte... Eu pot să zic, mi-a spus roba Adriana Steluță că nu știu ce. Omul, când ești din start rău intenționat, nu te interesează anumite chestii. Să vedem despre ce este vorba. Și v-am spus, ignorați-i, nu îi băgați în seamă, nu le răspundeți, pentru că îi scoateți din anonimat. Mie îmi spun ce minunății fac unii musulmani. Eu le zic, nu sunt avocată lor, islamul e perfect, musulmanii nu. Corect, noi nu suntem avocații musulmanilor. Fiecare are, fiecare poate să greșească. Criteriile de bază sunt studiul personal al omului care vorbește și comportamentul lui, modul în care se comportă. Dacă acestea două nu sunt compatibile cu exemplul profetului sallallahu alaihi wa sallam, atunci ignor. Exact, asta este adevăratul mesaj. Eihul lezine amre lima tequlune ma la tefalun. O, voi cei care crezi, de ce spuneți ceea ce voi nu faceți? Este din start. Când vezi că un om spune ceva și face altceva, îți dă cu virgulă și îi zici salam aleikum, barakallahu fik, băi, ia acum, inshallah. Nu dați nume, ignorați-i, părerea mea. Deci cei care vorbesc așa și atacă și nu știu ce, eu o fac pentru că găsesc teren arabil bun. Adică găsesc și din partea noastră replică și lăsați în lumea lui, când rămâne singur și vorbește de unul singur, realizează că se ceartă singur, se va retrage. Asta cred că este cea mai bună cale. Ignoranța îl va ucide. Dacă nu o faci public, aici este datorie. A spus, de multe ori, multe lucruri trebuie să avem, să le tratăm cu multă, multă înțelepciune. Deci, frate, soră, cu toți putem greși. Cu toți putem greși. Ideea este că în clipa în care ai realizat că ai greșit, te duci și îți ceri scuze. Pentru că atunci este ok. Dacă acuz eu
un frate, o soră, pe cineva și mă duc în fața lui Allah, este o mare pierdere. Dacă îmi rezolv problema în această lume, inshallah o să fie bine. Deci noi nu acuzăm, din punct de vedere islamic, savanții musulmani au spus, nu acuzați persoane. Nu criticați persoane, criticați idei. Criticați idei, nu persoane. Dacă vine cineva și zice, băi, eu cred că-s doi Dumnezei. Nu îi spune, băi, tu ești kafir, băi, tu ești politeist. Tu îi spui, cine crede că există doi Dumnezei, e politeist. Acesta este politeismul curat. Pentru că eu nu sunt responsabil să-l fac pe el politeist sau kafir sau nu mai știu ce. Eu sunt responsabil să combat această idee greșită. De aceea noi criticăm idei, nu persoane. Cel care vine și critică persoane, din start e rău intenționat. Pentru că în calitate de musulman, în primul rând, trebuia să te contacteze. Băi, eu am auzit că a venit cineva și m-a acuzat că-s murgia. Habar n-are ce înseamnă murgia, în primul rând. Trebuia să zic, în primul rând, frate Nerdin, am ascultat videourile tale și mi se pare că ai păreri de murgia. Că spui nu știu ce acolo. Îl înțelegeam și dacă ziceam, băi, nu e adevărat, eu spun ce vreau, atunci să se ducă să zică. Dar el vine, halmeș, balmeș, că ești murgia. Habar n-are ce înseamnă murgia. Și habar n-are ce înseamnă murgia. E, acum, dacă îl lași pe omul acesta, mulți își fac ideea, bă, ăsta chiar e murgia. Și nici nu știu ce înseamnă cuvântul acesta. El folosește cuvântul fără să aibă habar. Înțelegeți? Și asta este, de multe ori, cei care aruncă cu noroi, asta o fac. Și noi trebuie să criticăm și să combatem ideile și nu persoanele. Asta este altceva. Dacă pe domnul îl va interesa, o să-i spun altfel. Deci, iar, eu zic să vă înțelegeți, să vă împăcați personal. Sunt greșeli din ambele părți, poate dintr-o parte. Cereți-vă scuze, împăcați-vă și nu vă mai... Dezbatem idei, nu criticăm persoane. Întreabă o persoană, Allah are vorbire cu cuvinte sau doar inspiră? Da. Vorbim de cuvântul lui Allah sau de relatări sau la modul general? Pentru că, din relatări, când ne uităm, spune profetul sallallahu alaihi wa sallam, Qale Allah, a spus Allah. Da, a spus Allah. Și nu zice, mi-a revelat Allah, mi-a inspirat Allah. Există și partea de inspirație, există și cuvântul lui Allah subhanahu wa ta'ala. Core, pe viitor, ori nu spui nimic, ori explici clar. E nonsens pe starea sa, lăburită. Alhamdulillah. Vedeți că uneori vorbim de lucruri diferite sau vorbim împreună, înțelegem separat. Și de aceea, de multe ori, trebuie să stăm să, înainte să-l acuzi, să-i găsești scuze. Așa, repet și mai spun o dată, eu sunt un jahil, nu un alim. Allah să ne ierte pe toți. Amin, amin, inshallah. Allah să ne ierte. Cu toții greșim. Ce spune anticipat? Dacă am greșit cuiva cu ceva, nicio problemă, Dumnezeu o să... Inshallah, amin. Allah să aibă milă de toți. Cu toți putem greși. وكلم الله موسى تكليما și a vorbit Allah cu Moise teclima, vorbire. Spune versetul în Coran. În islam e important sau trebuie urmat doar comportamentul ultimului profet sau al tuturor profeților? Mulțumesc. Noi credem în toți profeții, da? Și avem datoria să-i urmăm pe toți profeții. Dar având în vedere că mesajele precedente, Coranul vorbește ele clar că au fost denaturate și că ultimul cuvânt este cuvântul
lui Allah, Coranul, care a fost protejat și a venit ultima adaptare, atunci, în clipa aceasta, noi avem datoria să urmăm ultimul mesaj. Avem datoria să urmăm ultimul mesaj al lui Allah subhanahu wa ta'ala. Deci asta este diferent. Pentru că Islam este toate religiile, de la Adam până la profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toate religiile au fost Islam. Toate religiile au fost Islam, religia Islam. Oi, acum ce înseamnă Murgia? Murgia este o ideologie, o grupare care a fost în istoria Islamului, care aveau idei fel de fel. Spuneau că credința nu crește și nu scade, nu mai știu ce alte idei, pe care savanții musulmani le-au combătut, le-au dezbătut și le-au dat replica acestora. Le-au dat replica acestora. Dar bineînțeles că el a folosit cuvântul fără să știe ce înseamnă. Deci în istoria Islamului au fost, cum sunt și în ziua de azi, coraniști și așa mai departe, au fost și în istoria Qadarie, cei care nu credeau în Qadar, Murgia, au fost, știu eu, Hawarij, au fost mai multe grupări ideologice, Mu'tezile și așa mai departe. Deci aveau niște principii, aveau niște chestii. Eu întotdeauna spun în felul următor. Omul când merge într-o extremă și insistă într-o privință, se poate ca să devieze, să ia pe arături. De aceea Coranul când a venit și ne-a explicat lucrurile esențiale importante, în detaliu, lucrurile care nu sunt foarte sunt importante, dar nu sunt la un nivel foarte de importanță, adică să dezbine comunitatea în care noi ne putem, ne-a lăsat libertatea de a interpreta fiecare cum vrea. Dar respectând principiile, bineînțeles, regulile limbii arabe, cuvântul acesta are mai multe sensuri și așa mai departe. Deci toate acestea ce le-a dăruit Allah subhanahu wa ta'ala? Pentru ca noi să fim înțelegători, ca noi să fim înțelepți. Ca noi să nu ne certăm pentru dacă un verset sau un hadith poate fi înțeles, are două, trei explicații. Unul dacă a luat o explicație și el celălalt o explicație și se bat între ei și se acuză de necredință, nu, acesta este scopul. Înseamnă că Allah subhanahu wa ta'ala a vrut să fie înțeles și așa, și așa, și așa, că altfel Allah trimitea versetul clar și termina. Deci, înțelegeți, Allah subhanahu wa ta'ala ne dă foarte multe lucruri prin care ne învață toleranță, conviețuire, înțelegere reciprocă și așa mai departe. Dar noi suntem problemă pentru că nu înghițim și ne ținem de chichițe. Ia să văd eu ăsta nu știu ce, ia să văd eu ăsta gândește ca nu știu ce, ia să văd eu gândește ca horaniști, gândește ca nu știu ce. Noi avem principii, dacă le stabilim și le respectăm, mergem pe această cale. Domnul Nerdin, am să vă răspătească, ne puteți spune ce înseamnă jahil și alim. Alim înseamnă savant, cunoscător, de la ilm, știință, alime, a știut. Și jahil de la jahil, ignoranță, care nu știe. De aici vine și Abu Jahl, tatăl ignoranței. Jehale, adică nu cunoaște un lucru. Jehlu Shei, a nu ști despre acel lucru. De multe ori noi ne autodepășim. Da? Zilele trecute, o soră scrie soției mele, dar soțul tău de ce n-a făcut salată la Isha? De ce mă uitam și acum la ceas? De ce n-a făcut salată la Isha? Decât după ce a ieșit timpul. De ce n-a fost salată la Isha decât după ce a ieșit timpul? Deci sunt unii ani care se consideră calculator, faci rugăciune, nu faci rugăciune și așa mai departe. Am o întrebare, puțin off topic și anume, articole de credință, revelațiile, cadr, îngeri, cel care definesc credința islamică, sunt identice pentru fiecare medheb sau curent de gândire. Facem diferență între medheburi, medheb, școli de jurisprudență, medheb, aceasta este școală de jurisprudență. Și sunt școli de dogmă, că au discutat partea de dogmă. Acestea sunt diferite de școli de jurisprudență. Unii oameni le amestecă. Nu știu ce înseamnă școala aceea. Sunt școli de jurisprudență, da? Care știm, Hanefi, Shafi, Maliki, Hanbali, sunt școli de dogmă, care privesc partea de dogmă, care au
se axează ideologia lor pe dogme, pe cum e Mu'tezile, Eș'arie, Maturidie, Selefie, nu mai știu ce. Da? Sunt școli care sunt ideologii contemporane sau ideologii care n-au treabă nici cu jurisprudența, nici cu dogma. Cum sunt gematurile, de exemplu. De exemplu, se poate găsești un hanefi care respectă în materie de dogmă, merge pe ideea Mu'tezile sau merge pe ideea Maturidie sau merge pe ideea Eș'arie. Găsești Șafii care merge pe asta, găsești Hanbelii care merge pe asta. Deci nu au fost toți. Adică nu e ceva amestecat. Pentru că noi nu înțelegem. Credem că merge înseamnă gata. Nu. Acestea au fost școli. De ce au fost numite școli? Pentru că au fost mai mulți savanți care au respectat niște reguli, niște baze pe care le-au stabilit fondatorii școlilor. Și de aceea se numesc Hanefi. În materie de jurisprudență, când dai verdicte, a respectat, i-a plăcut ordinea care a stabilit-o imamul Abu Hanife și a respectat această ordine. El se numește Hanefi prin faptul că respectă regulile stabilite de această școală Hanefi. Dar el în ideologie, în gândire, în dogmă, în asta, e cu totul altceva. Și sunt în aceeași școală de jurisprudență savanți care erau elevii la lui Abu Hanife, dar el nu era de acord cu Abu Hanife în toate. Elevul lui Șafii, dar nu era de acord cu Șafii, imamul Șafii în toate. Aveam 11-12 ani, nu știam sau nu auzim niciodată despre Allah sau Coran, dar totdeauna vedeam Coranul în mintea mea, știam că este Coranul și nu înțelegeam de ce. Ani de zile vedeam mintea mea Coranul, dar Allah cel Divin se pare că m-a ales să fiu musulmană și mulțumesc din tot sufletul pentru tot. Subhanallah. Alhamdulillah. Deci Allah subhanahu wa ta'ala călăuzește pe cine voiește, dar cum a spus și un, sau este o vorbă renumită, nu toți cei care cercetează, se călăuzesc. Dar cu siguranță că cei care s-au călăuzit au fost cei care au cercetat. Chiar și tehnologia e așa, ultima, se folosește un ex, nu știu, cel mai recent. Exact, așa este. Amin. Nu, cum explic nemusulmanilor că toate religiile au venit prin Islam. Ar putea fi o mică lecție pe viitor, inshallah. Unde este Allah? Unde zic că peste tot. Allah este unde era înainte să creeze universul. Când spui peste tot, înseamnă că Allah este și în toaletă, și în canalizare, și nu știu ce. Allah să ne ferească. Cu știința, cu vederea, peste tot. Aude, vede tot, știe tot, da? Dacă îmi spui Allah este peste tot, e greșit. Asta e tot așa, o școală de care a existat în istoria islamului, care ziceau că Allah este peste tot, eu sunt parte de Allah, eu sunt Allah, mai târziu, așa. De aici a venit ideea. Și încă nu știam, creștinii cred că Iisus e Dumnezeu, cu toate că trăiam cu conceptul că Sfânta Treime. Sfânta Treime, Allah m-a ferit de mult, alhamdulillah. Alhamdulillah. Deci fiecare îi mulțumim lui Allah subhanahu wa ta'ala, fiecare a avut o poveste a călăuzirii, chiar dacă el s-a născut musulman, sau s-a născut într-o familie de musulman, sau într-o familie de nemusulman. Fiecare are povestea lui, fiecare are călăuzirea lui, dar în ceea ce este cert că fiecare a avut în sufletul lui ceva bun, o căutare, că astfel a reușit să găsească această cale. Și Allah să ne țină statornici pe această cale până în ultima clipă, chiar și în ultima clipă care o petrecem pe acest pământ, inshallah. Eu zic să ne oprim aici. Continuăm cu voia lui Allah, inshallah, zilele următoare. Sperăm să reușim să ne trim iară în fiecare zi la aceeași oră, ori 9, ori 9 jumate. Nu de alta, dar iar o să primesc mesaje că am întârziat salată la Isha, că n-am făcut salată la Isha și mi-e frică de oameni mai mult decât mi-e frică de Allah. Astaghfirullah. Glumea. Exact. Când Allah vrea, yeshrah sadrahu lil Islam. Când Allah vrea bine cuiva, îi deschide inima către Islam. Îi deschide inima către Islam. Și de aceea, dacă Allah ți-a deschis inima către Islam, înseamnă că Allah, subhanahu wa ta'ala, ți-a vrut binele. Inshallah. Alhamdulillah pentru ceea ce ne-a dăruit Allah.
Allah să vă răsplătească pentru răbdarea care mă ascultați și Allah să ne dăruiască știința folositoare, să ne dăruiască înțelepciunea de care avem mare nevoie, să ne facă dintre acei drept credincioși care merg statornici pe calea lui Allah, se feresc de rele, de păcate și încearcă să fie întotdeauna dintre cei care fac bine pe acest pământ, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته